Cu bucurie, curiozitate de ce nu, uh, intrăm pe un teritoriu sensibil de întrebări și dacă reușim să aducem câteva răspunsuri, pentru mine cel puțin ar fi un, uh, un mare câștig, uh, dacă s-ar întâmpla asta și pentru oamenii care ne vor uh, urmări, de ce nu, să limpezim lucrurile, pentru că suntem pe un domeniu în care fiecare ne lovim de o mulțime de neajunsuri, individual, la nivel de grup, dar și ca societate. Vorbim despre relații cu expertul, experiență de, cred că ai depășit deja 15 ani, în psihologie, da, în, da, da. în, în, în sănătatea relațională, Gașpar Gheorghe, ne cunoaștem de uh, mai mulți ani, de, de pe internet, uh -huh. uh, schimbând impresii, ajutându-ne pe aici, pe acolo, cu fel de fel de proiecte din zona educației pentru sănătate uh, și pe partea uh, psihologică, unde, încă o dată, tu ești expertul aici, autor de cărți foarte bune, țin să-ți mărturisesc că mama te apreciează foarte mult. Oh. Uh, cărțile au un circuit. Circuitul cărților în natură, știi? Trec pe la mine și apoi fac pachețel și pleacă la, la fetești, la mama. Uh, am găsit în bibliotecă, aici, la studio, Copilul Invizibil. Uh, carte de parenting, dar un pic altfel, uh -huh. pentru că explici foarte multe lucruri. Cu, cu studii și cu tot ce trebuie pentru ca oamenii să înțeleagă exact cum ne creștem copiii și toate problemele care pot apărea aici și încă nu sunt exploatate uh, suficient în societatea noastră și o, să, și o să vorbim. Însă, uite, alarma mea de fiecare zi, pardon. Se mai întâmplă, nu avem. Uh... Să mi se pare că e partea foarte mișto la un podcast. Să <laughs> exact. elemente neprevăzute și sunt absolut fire și normale. Gașpa, cum te simți în, în pandemie, suntem în asta de aproape Știu. un an și, și jumătate. Cum ai simțit-o tu personal, cum ai simțit-o în, în relație cu celelalte persoane? Um, au mai venit oameni în cabinet? Ce s-a întâmplat pe tot parcursul acesta? Sunt super curios. Au fost diferite etape și stări vasii prin care am trecut. Dacă mai întreba cum mă simt acum, mă simt bine. Sunt bucuros că ne-am vaccinat o mare parte dintre noi. Autoritățile încep să vorbească despre faptul că restricțiile se vor relaxa și că încetul cu încetul putem să ne reluăm o parte din obiceiurile care ne-au lipsit atât de mult. Însă, dacă e să mă uit la cum arăta viața anul trecut în perioada asta, martie, aprilie, mai, n-a fost deloc ușor, mai ales în perioada stării de urgență. Eu, ca structură, sunt un tip destul de introvertit și nu am nevoie de foarte multă socializare. Clienții cu care lucrez în cabinet, de regulă, mi-îndeplinesc mare parte din nevoia de interacțiune interpersonală. Însă, cu toate astea, cumva, limitarea vieții și uh, izolarea în casă a făcut ca la început să fie interesant. După care, să mă întâlnesc cu niște trăiri interioare dintre cele mai dificile și complicate, pentru că de regulă în situații de criză mintea noastră se prăbușește un pic, oricât ai fi de citit, oricât ai fi de pregătit, de lucrat din punct de vedere psihologic sau emoțional, uh, sunt acolo niște rădăcini ale trecutului care încep să să dea niște muguri de îngrijorare, de depresie, de uh, frustrare, de furie, așa cum am întâlnit cu foarte multe trăiri uh, și Perioada, în ultima etapă a stării de urgență deja abia așteptam să vină data de 15 mai. Nu știu dacă voi uita vreodată acea dată care a însemnat atât de mult pentru, pentru mine, pentru că imediat ce am putut să revenim cumva la o oarecare normalitate, atunci, după starea de urgență, m-am întors la cabinet. Până atunci am lucrat strict online, ceea ce la început a fost fan, a fost interesant, a fost un pic complicat pentru că ba funcționa internetul, ba nu funcționa internetul, ba intra cineva peste client, ba setup nu era cel mai potrivit, nu știu, erau oameni care făceau terapia din garaj, din mașină, din baie, de pe balcon, fiecare se izola acolo unde putea pentru a avea un pic de intimitate și evident că o parte din creier în momentul în care se întâlnește cu noutate se bucură, sunt erau niște descărcări de dopamină, uite ce interesant se poate face terapie și în maniera asta. Însă pe măsură ce, ce timpul a trecut, mi-am dat seama că e foarte obositor pentru mine. Și asta pentru că atunci când sunt în cabinet, informațiile le procesez nu doar cu mintea, nu doar cu partea rațională a ființei mele, ci sunt foarte multe detalii pe care creierul le procesează și de care nu sunt conștient. Postura corpului, felul în care își mișcă mâinile clientul, felul în care, nu știu, transmite o anumită energie în timp ce vorbește și, din păcate, calculatoarele sau ecranele limitează acest schimb de, de energie și mi-am dat seama trecând câteva săptămâni bune din starea de urgență, că sunt foarte, foarte obosit la sfârșitul zilei pentru că nu era aceeași conectare cu care eu eram obișnuit, pe de o parte, și pe de altă parte, creierul meu căuta să proceseze aceeași informație cu care era obișnuit în cabinet, însă de data asta nu mai avea acces la ea. Și cred că motorașele funcționau, funcționau și nu înțelegea creierul de ce nu primește ceea ce e obișnuit să primească. Așa că, imediat ce s-a putut să ne întoarcem în cabinet, eu am fost unul dintre, chiar și din cercul de terapeuți prieteni, noi suntem o rețea destul de mare la nivel național. Și cred că dintre toți colegii am fost printre primii care a zis ok, putem să ne întoarcem în cabinet, eu mă întorc în cabinet. Și a fost foarte interesant pentru că Colegii care nu s-au întors sau care abia acum s-au întors sunt alții care încă nici acum nu sunt în cabinet, lucrează tot online. Însă cei care au ales să nu revină foarte repede în cabinet îmi spuneau că nici clienții lor nu vor să se întâlnească cu terapeutul în cabinet, că preferă versiunea online. Experiența mea a fost diferită pentru că majoritatea oamenilor cu care lucrez mi-au spus că abia așteptăm să ne întoarcem și să ne vedem face-to-face. -face. Așa că a fost foarte, foarte greu la început cu tot felul de experiențe pe care cred că încă le procesez, nu cred că am apucat să prelucrez din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere psihologic tot anul 2020. Iar în ceea ce privește interacțiunea cu clienții mei, și ei au trecut prin diferite etape. Au fost momente în care nivelul de tensiune sau depresiune a crescut foarte mult și ne vedeam la câte o ședință de terapie de cuplu și îmi spuneau că ei se gândesc să divorțeze pentru că nu mai pot, pentru că intensitatea e atât de crescută, pentru că se rănesc reciproc, după care se mai stingea un pic din această activare emoțională și își dădeau seama că de fapt ar mai merita să mai ofere o șansă două relației. Sunt clienți care mi-au spus că în sfârșit au avut posibilitatea să-și descopere copiii, pentru că erau extrem de ocupați, extrem de prinși, cu multe alte preocupări în afara casei și și-au dat seama că au mers copiii repede la creșă, la grădinițe, la școală și că efectiv nu-i mai cunoșteau, adică se, se întâlneau dimineața la micul dejun, duceau copilul nu știu, la școală, grădiniță și așa mai departe, după amiază la meditații seara erau agitați cu temele și cu alte cele vorbeau puțin la masa la masa de seară la cină, după care ziua se încheia și în ziua următoare cam același lucru, în weekend-uri mergeau undeva într-o mini-excursie și nu aveau timp să, să petreacă cu adevărat câteva momente de uh, prezență conștientă împreună, câteva momente în care să vadă dincolo de comportamente, dincolo de ceea ce transmite fiecare verbal așa că cred că fiecare din între noi avem multe multe lecții pe care le-am conștientizat, pe care urmează să le procesăm sau prelucrăm de aici încolo și cred că e foarte important să ne permitem vasei să facem asta tot stau și mă gândesc de anul trecut că oarecare care e sensul din punct de vedere nu știu, sistemic al acestei pandemii. Eu ca terapeut relațional am o gândire sistemică și cred că totul e interconectat, cred că există o serie de efecte ale comportamentelor mele care, care se resimt nu doar în relațiile mele personale și profesionale, ci inclusiv la nivel de macro, macrosistem și Aș îndrăznia spune că probabil natura, universul, Dumnezeu depinde de forța superioară în care credem, eu sunt un tip credincios și cred că această forță superioară a vrut să, să ne arate ce contează cu adevărat în viața asta. A vrut să ne îndrepte cumva, să ne direcționeze, să ne orienteze către noi, către Universul Interior, către uh, relațiile cu cei dragi, către a trăi viața asta în așa fel încât să o apreciem un pic mai mult, pentru că prea ne plângeam de o serie de lucruri care nu erau cu adevărat problematice. Acum ducem dorul teatrelor, a cinematografelor, a ieșirilor cu prietenii la o terasă, activități pe care în trecut le devalorizam la modul cel mai serios și mintea voia chestii și mai interesante și mai complicate. Așa că dacă ne dăm un pic de timp pentru a vedea ce putem schimba la noi, la felul în care trăim, la felul în care relaționăm cu cei dragi, atunci cred că putem ieși din această pandemie mult mai bine decât am fost în momentul în care a început pandemia. Dacă însă luptăm cu realitatea și refuzăm să ne adresăm niște semne de întrebare, refuzăm să căutăm niște răspunsuri, atunci cred că s-ar putea ca după pandemia asta de COVID să fie o serioasă pandemie la nivelul problemelor psihice. Pentru că Dincolo de oamenii care au avut acces la servicii de sănătate mentală, majoritatea oamenilor nu și-au permis asta din vari motive, lipsă de bani, lipsă de disponibilitate, lipsă de încredere în genul ăsta de servicii și nu, nu sunt foarte optimist în legătură cu ce se va întâmpla la nivel internațional, însă cred că fiecare dintre noi poate face ceva pentru, Uh, pentru a ne crește un pic calitatea vieții, iar din punctul meu de vedere, uh, calitatea și durata vieții noastre, Vasi, depinde foarte, foarte mult de calitatea relațiilor noastre. Dacă am investit un pic mai mult în interacțiunile cu cei dragi, cu vecinii, cu prietenii, cu colegii, clienții și așa mai departe, cred că ne-am bucurat mult mai mult de această minunată călătorie numită viață. Cum facem să ridicăm uh, relațiile? interumane pe un piedestal, acolo unde ar trebui să le, să le fie locul. Uite, sunt niște exemple și probabil știi despre așa-numitele blue zones, uh -huh. zone albastre, în care cercetătorii au observat în comunități restrânse, Okinawa în Japonia, Itaca, prin Grecia, în Sardinia, la fel un Sătuc, prin Costa Rica și cred că o zonă restrânsă în California în care s-a observat un procent destul de ridicat de centenari, da? persoane care depășeau lejer 100 de ani. Și atunci, luni cercetătorii l-a puricat să vadă ce se întâmplă acolo. Este dieta, lipsa unor vicii, genetica, bineînțeles, mm -hmm. care și ea contează întotdeauna, și au ajuns la, o, la un numitor comun, pentru că acele persoane se cunoșteau între ele, comunicau atât de frumos... Își puneau de fiecare dată ofurile, făceau așa ca un fel de cerc în care un fiecare, exact, uh -huh. fiecare se, se descărca și au observat cât de mult contează această componentă de relații interumane pentru sănătatea noastră, pentru longevitate. Sigur că ne interesează să trăim, cred că e un deziderat, să trăim cât mai mult și poate viitorul progresele fascinante ale medicinei cu tot ce înseamnă uh, tehnologie, dezvoltare economică, probabil la un moment dat vom trece lejer de 110, 120, 130 de ani, se pare că în materialul nostru genetic ne este construit să uh, atingem o vârstă maximă teoretică de 150 de ani. Mm -hmm. Să nu uităm că avem intervenții acum la nivelul genelor și putem acolo cu tehnologii gen CRISPR, Cas9 și așa mai departe să le modificăm, să le întărim și să ajungem la 300-500 de ani. Pe mine, pe undeva mă și sperie <laughs> lucrul acesta. Dar iată cât, cât de mult contează relațiile, pătura socială, ramificațiile pe care, pe care ți le faci cu, cu celelalte persoane. Eu consider că avem uh, punți multe între noi pe care de multe ori le subestimăm și suntem mult mai conectați decât vrem noi să credem ca oameni. Uh, ai pornit un hashtag la un moment dat, la început uh, erai un pic uh, sfios că ți se părea cam pompos termenul cu revoluția uh, relațională în România și apoi uh, ți l-ai apropiat tot mai mult, chiar a fost și un izvor de, de mândrie. De unde această pulsație, Gașpar, de unde ai simțit nevoia cu, cu psihoterapia și cum te-ai îndreptat spre zona de relații? Sunt foarte curios să aflu. Hmm. Uh, cred că aș putea răspunde în foarte, foarte multe feluri la această întrebare. Te Și rog. de regulă, de regulă mi-am dat seama că așa în timp răspunsurile au, au variat. Apropo de cum a început întrebarea, Vasi, uh, ce am putea noi face pentru a construi relații mai sănătoase? Cred că primul, primul pas și primul lucru este să începem să conștientizăm cât sunt ele de importante. Din păcate, majoritatea dintre noi luăm relațiile ca ceva ce ni se cuvine, ca ceva ce nu ar trebui să necesite prea multă atenție, prea multă implicare, prea multă preocupare din partea noastră. Cumva cred că de mici suntem educați în acest mod și acasă și la școală, din păcate, să nu acordăm prea multă atenție spațiului dintre noi. Mintea umană e educată în maniera în care să fii atent la, la tine, la rezultatele tale, la notele tale, la imaginea ta, la statutul tău, să te compari eventual cu ceilalți și cam atât, ceea ce mie mi se pare că e o perspectivă foarte limitată și îngustă asupra ființei umane. Pentru că exact așa cum ai spus și tu, noi suntem configurați neurobiologic pentru a trăi în relații, ceea ce înseamnă că dacă noi avem relații sănătoase, suficient de bune, ne putem atinge potențialul uman, putem ajunge la rezultate de calitate mult mai bine, mult mai deep, într-un mod mult mai uh, uman decât dacă investim foarte mult doar în propria persoană. Cred că din punctul ăsta de vedere... Apropo de explicații pandemice, cred că din punctul ăsta de vedere, înainte de pandemie, lumea se îndrepta într-o direcție periculoasă. Acest individualism, această centrare exclusivă pe sine, acest val de narcisism și de îndreptățire care a, a inundat efectiv planeta, cred că ne, ne ducea într-o direcție complet indezirabilă pentru ființa umană. Pe când a venit pandemia și restricțiile au fost să ne izolăm cu cei dragi. Să învățăm să conviețuim împreună așa cum de multă vreme nu am mai făcut-o pentru că nu mai trăim în triburi, pentru că nu suntem încurajați să vorbim, pentru că nu suntem încurajați să ne cultivăm încrederea la modul cel mai conștient. Așa că dacă s-ar vorbi un pic mai mult despre relații, dacă ar înțelege oamenii că dincolo de contul bancar, dincolo de mașina pe care o am, dincolo de, nu știu, case, locuință și așa mai departe, dincolo de toate astea, majoritatea dintre noi ne plângem că nu suntem fericiți, chiar dacă am ajuns foarte departe pe partea asta materială. Și atunci apare această întrebare, oare de ce suntem nefericiți dacă avem tot ceea ce mintea noastră și-a imaginat la un moment dat că ne-ar lipsi? și unul dintre cele mai lungi studii din uh, istoria psihologiei care s-a făcut uh, în... Uh pe o perioadă de 80 de ani, imaginează mai multe echipe de cercetători au predat cumva informațiile mai departe și acest studiu de la Harvard arată că cel mai important element pentru a ajunge un om de succes, pentru a ajunge departe, pentru a simți că viața are sens, pentru a putea să faci față un pic mai ușor dificultăților, fără să dezvolți probleme psihice și așa mai departe, este să investești în relații să fii atent de fiecare dată la energia pe care o aduci în relația de cuplu, în relația de parenting, în relațiile profesionale, să-ți asumi responsabilitatea față de propriile comportamente și să-ți dai seama că aceste relații sunt ca un izvor de care tu ai nevoie pentru a putea să să trăiești pentru a putea să respiri și dacă arunci rahaturi mizerii în acest izvor, apa lui se va, se va strica, se va murdări, nu va mai fi sănătoasă, va fi toxică și asta îți va influența sănătatea psihică, fizică, profesională și așa mai departe. Așa că dacă ne-am permite să creștem copii cu mai multă atenție față de relații, dacă am îndrăznit să ne ducem mai multă energia către interacțiunile pe care le avem cu ceilalți, cred că am putea ajunge acolo unde ai spus, la 350 de ani, 200, 250, 300. Și de asemenea, cred că cel mai bun antidot împotriva problemelor, de orice natură, este reprezentat de adăpostul relațional. Cred că și acum, în pandemie cei oameni care au găsit apropiere, conectare, intimitate cu cei din jurul lor, au făcut față mult mai bine stărilor emoționale intense decât acei oameni care nu își permit să facă asta. Și aici totul pornește din copilărie, apropo de a doua parte a întrebării tale. În familia în care eu am crescut, relațiile au fost uh, ca inexistente. Sigur că noi am relaționat unii cu alții, dar nu le-am acordat atenție, nu a fost această cultură a relaționării într-o manieră conștientă, într-o manieră în care să respectăm într-adevăr relațiile. Și foarte multă vreme am crezut că părinții mei nu m-au iubit din cauza faptului că uh, nu N au fost părinții pe care mi-aș fi dorit. Uh, Mi-amintesc că și acum cum în adolescență mă așteptam să vină mama să-mi spună că, așpar, tu ești adoptat, tu ești un fiat, nu ești al nostru, din vari motive ai ajuns în această familie. Și cred că asta era doar o dorință de a mă diferenția de părinții mei. Tatăl a avut o dependență foarte urâtă de, de alcool, mama s-a confruntat toată viața cu probleme de depresie și de anxietate, ceea ce evident că ne-a afectat calitatea vieții tuturor. Uh, și viața afectivă, și viața profesională, rezultatele noastre școlare nu au fost chiar cele mai bune, o bună perioadă de timp. Și undeva prin adolescență mi-am dat seama că. Vreau să trăiesc altfel decât au făcut-o părinții mei și cred că de aici dorința asta de a mă diferenția, de a veni și de a-mi spune că de fapt eu am un alt material genetic, eu beneficiez de alte resurse undeva, undeva departe, doar că nu s-a întâmplat asta și viața a făcut în așa fel încât să ajung la facultatea de psihologie, unde nu mi-am găsit locul. Am absolvit facultatea de psihologie de la Cluj-Napoca, o facultate de orientare cognitiv-comportamentală, acolo unde... Nu se pune aproape deloc accent pe relații, se pune un accent foarte mare pe modul în care gândește omul, pe partea asta cognitivă, pe comportamente și așa mai departe, însă emoțiile și relațiile erau complet uh, ignorate. Și mi-am dat seama în timpul facultății că nu e suficient pentru mine, că am nevoie de mai mult de atât. M-am înscris la un program de formare în hipnoză, mi-am imaginat că poate să pândă în inconștient, voi, voi găsi secretul pentru a fi altfel decât au fost părinții mei. Asta m-a motivat pe mine foarte tare să, să văd cum anume poate un copil sărac, cum anume poate un copil care nu beneficiază de un sistem familial suficient de complex, cum poate să ajungă departe în viață cum poate să efectiv să, să fie mândru de cine e, să se bucure de, de ceea ce face și am, am făcut o parte din acest program de hipnoză și mi-am dat seama că parcă nici acolo nu e suficient ceea ce primesc și stăteam în sala de curs, să -mi amintesc, și acum undeva pe un perete era, era o coala A4, pe o suprafață de plută era lipită această coala A4 cu o listă pentru un program de formare în psihoterapia familiei. Un program de formare care se făcea cu niște trainer din Ungaria și stând eu așa și ascultând ce se întâmplă în modulul nostru de hipnoză, am început să fiu din ce în ce mai atent de fapt la ce se află pe perete. În pauză am mers și mi-am trecut numele și în câteva săptămâni m-au sunat și mi-au spus că începe un program de formare în psihoterapia familiei și că dacă mai sunt interesat, sunt așteptat. Și mi-aduc aminte că am, am ajuns, era un program de weekend care avea să dureze vreo 3 ani, am ajuns la primul modul într-o dimineață de sâmbătă și din momentul în care am intrat în sală am simțit că am ajuns acolo unde aveam nevoie să fiu cumva a fost o chestie care nu ține neapărat de partea cognitivă, de partea conștientă, era mai degrabă o chestie de senzație, de trăire, de știu, acel sentiment în care te întâlnești cu cineva într-un context și te simți ca acasă, doar că pentru mine era un acasă diferit de ceea ce însemna acasă pentru copilul Gașpar. Uh, și cumva mi-am dat seama că da, ăsta e mediul, ăsta e spațiu în care am nevoie să petrec mai mult timp, programul de formare, așa cum am spus, a durat a durat câțiva ani buni, în paralel am terminat și programul de formare în hipnoză, însă după aceea nu m-am dus în direcția hipnozei, ci m-am dus în direcția asta sănătății relaționale și acolo, în cadrul acestui program, trainerii cu care am interacționat mi-au arătat o altă perspectivă asupra vieții, o altă perspectivă asupra ființei umane, pentru că ei m-au ajutat să-mi dezvolt această gândire sistemică. Asta înseamnă că eu, în momentul în care văd o persoană în cabinet, nu mă uit doar la persoana respectivă, ci încerc să înțeleg sistemul din care face parte. Încerc să înțeleg care sunt relațiile pe care le are, care sunt domeniile care îi consumă prea multă energie și nu poate duce acea energie către relații. După ce am terminat programul de formare, viața a făcut în așa fel încât să ajung la București, prin 2009, și cred că aici deja a fost foarte, foarte mult ajutor divin. Pentru că am ajuns în București într-un moment în care începea să se dezvolte ceea ce atunci era doar o mișcare și anume parenting, importanța relației părinte-copil. Și Dumnezeu cumva mi-a călăuzit pașii în așa fel încât să fiu uneori la locul potrivit în momentul potrivit. Și din dorința asta de a face ceva cu psihologia relațională și cu sănătatea relațională în România, am acceptat orice invitație la început, orice nu știu, întrebare, orice provocare era beneficiat de un mare da din partea mea. Și încetul cu încetul mi-am dat seama că da, de fapt este loc pentru sănătate relațională în România. Problema e că până în momentul respectiv nimeni nu a avut motivația și disponibilitatea necesară pentru a face niște pași în direcția asta. Așa că am început să iau legătura cu tot mai mulți și renumiți terapeuți din străinătate, în special din America, pentru a construi legături, pentru a educe în România, pentru a începe să expandăm și mai mult rețeaua de terapeuți de de familie și de cuplu și am organizat câteva conferințe de care sunt extrem de mândru oameni care au venit pentru prima dată în România și au vorbit specialiștilor și publicului larg despre cât de importantă e această dimensiune interpersonală a umanității iar după aceea lucrurile a început să, să meargă cumva de la sine pentru că cred foarte mult în ceea ce spune Coelion, alchimistul în momentul în care ai o dorință și nu renunți la ea, întregul univers va conspira pentru pentru a-ți transforma dorința în realitate. Și dorința mea se pare că asta a fost, de a face o revoluție relațională în România, de a ajuta pe oameni. Ce înțeleg eu prin revoluție? Mă refer la a-i pe oameni să înțeleagă, de fapt, ce contează cu adevărat în viața noastră și care sunt acele direcții în care ar merita să ducem un pic mai multă energie. Și cred că dacă una, două persoane uh, aud de importanța sănătății relaționale, citesc diferite cărți uh, și așa mai departe, cred că putem ajunge în acel moment în care, la un moment dat, copiii noștri, nepoții noștri, să trăiască într-o Românie mai sănătoasă din punct de vedere relațional. Ai adus aminte încă o dată de, de copii, de importanța copilăriei și cum uh, cât de mult contează mediul în care ei apar și cât de important este să primească informații exemple de calitate din, uh, din părinți, aici din foarte multe motive, din păcate, lucrurile nu stau așa cum ne-am dorit noi și copiii acumulează absolut tot ceea ce văd, cu atât mm -hmm. mai mult pur fiziologic creierele lor sunt uh, aplicate spre a absorbi o cantitate impresionantă de informație, nici măcar nu știm uh, în ce măsură informația aceea rămâne în pătura conștientă și cât uh, se duce în pătura subconștientă și cum se fac aceste migrări de informație dintr-o zonă în, în alta și cât de mult contează mai târziu în viață mm. asta, pentru că multe erup uh, de multe ori nici nu știm de unde vin stări pe care le, le, avem, dar fără doar și poate și au majoritatea rădăcina în, în copilărie. Gașpar, pentru că vorbim despre sănătatea relațiilor și mi-ar plăcea ca acest podcast să fie, să poarte un titlu, să zicem, cum să avem relații sănătoase, pentru că încă o dată e un deziderat pentru noi toți. Nu putem să ne gândim la relațiile de la 20, 30, 40, 50 de ani fără să ignorăm acei primi ani de, de viață uh, încă o dată în, în copilărie. Care ar fi sfaturile tale pentru părinți ca ei să se uite și să aplice un sfat 3, 7, 10, 15, câte îți vin în minte pentru că ești un izvor nesecat aici și poți să, să te duci în multe direcții? Ce, sfat, ce sfaturi le da părinților pentru a crește copii sănătoși, care devin adulți sănătoși, responsabili în societate, responsabili față de propriile persoane și față de, de ceilalți? Cum facem să creștem copii sănătoși? Hmm. Această știință numită parenting, care la nivel internațional are deja o istorie destul de serioasă, ne spune că cel mai important lucru pe care îl poate face un părinte pentru copil este să-l ajute pe cel mic să aibă un atașament sănătos. Atașamentul este una dintre nevoile noastre biologice, psihologice cu care ne naștem. Stilul nostru de atașament se creează în primii doi ani de viață ai copilului și după aceea reprezintă tiparul în baza căruia acest copil va construi relații interpersonale la grădiniță, la școală, mai departe în viață, cuplu și așa mai departe. De asemenea, parenting sau studiile, cercetările care s-au făcut în această știință numită parenting ne arată că pentru a dezvolta un atașament sănătos în interacțiunea părinte-copil este foarte important ca adultul să-și cunoască povestea vieții ca adultul să se cunoască pe sine ca adultul să aibă o relație cât mai bună cu propria persoană și atunci când vorbesc despre o relație bună nu mă refer la a ne vedea doar într-o lumină pozitivă și a ne scoate în evidență doar calitățile și a atinde pe direcția asta a perfecționismului și așa mai departe, nu la asta mă refer ci la efectiv a avea o, o imagine cât mai apropiată de realitate care sunt plusurile, care sunt minusurile care sunt uh, tresături ile mele pozitive, care sunt trăsăturile cu care celor din jur le este greu. Și, de asemenea, tot în partea asta este nevoie să analizăm, Vasi, care e bagajul psihologic pe care îl aducem de acasă, pentru că niciunul dintre noi nu vine cu, cu mâna goală. Fiecare dintre noi are o serie de date, de informații despre ce înseamnă să trăiești, despre ce înseamnă să iubești, despre ce înseamnă să crești un copil, despre ce înseamnă să faci față unui conflict, despre ce înseamnă să iei o decizie. Și toate lucrurile astea, dacă nu le conștientizăm, ele rămân acolo în Universul nostru interior și să ne saboteze exact în momentele cele mai dificile, în momentele cele mai complicate. Atunci când apare o situație de criză, atunci când apare o problemă, creierul și activează propriile mecanisme de apărare, scoate informațiile astea din memoria de lungă durată, le aduce la suprafață și noi acționăm fără să fim conștienți de efectele comportamentelor noastre, fără să ne dăm seama de faptul că trecutul pune stăpânire asupra prezentului. Așa că cel mai cea mai uh, bună alegere din punctul meu de vedere pentru adulții care au copii sau care își propun să aibă copii, e această explorare a universului interior. Să văd care sunt nevoile pe care părinții mei le-au satisfăcut, care sunt acele dimensiuni sau domenii ale vieții mele din perioada copilăriei în care am fost ignorat, în care am fost neglijat, pentru că aceste episoade s-ar putea să se repete în relația cu copilul meu. Tot așa cărțile de parenting ne spun că e foarte greu să-i oferi unui copil ceea ce n-ai primit tu. Deci dacă n-ai primit apreciere, dacă n-ai primit conectare, dacă nu ai beneficiat de acceptare și așa mai departe, va fi dificil să-i oferi copilului tău toate aceste bunătăți psihologice. Așa că e un proces serios de, de, dezvoltare personală și de autocunoaștere. Apropo de parenting, sunt foarte multe trenduri, sunt foarte multe direcții în care se îndreaptă această știință și eu sunt adeptul parentingului conștient, nu neapărat a parentingului centrat pe sfaturi sau pe recomandări, pentru că cred foarte, foarte mult în autoritatea interioară a fiecărui părinte. Cred că fiecare părinte poate identifica ce este cel mai bine pentru familia sa, dacă are o viață conștientă și dacă își permite să aibă acces la informații științifice și informații de calitate. Nu cred că o strategie de parenting poate funcționa pentru toți copiii și în absolut orice situație. Cred că ființa umană este mult mai complexă de atât, însă dacă părintele își lărgește un pic perspectiva asupra vieții și știe cam care sunt nevoile de dezvoltare ale copilului în funcție de vârsta acestuia, știe care sunt uh, comportamentele din propria copilărie care au fost dezirabile și care au fost indezirabile, în momentul în care se confruntă cu o situație dificilă din rolul de mamă sau de tată, va putea să asculte un pic mai ușor de intuiție, de. Uh, Puterea asta a relațiilor pentru a merge în direcția potrivită. Dacă însă părintele fuge de propria persoană, nu are curajul să se întoarcă în copilărie, nu are curajul să-și analizeze povestea vieții, atunci cred că e un risc foarte, foarte mare să transmitem trauma mai departe copiilor noștri studiile de specialitate din foarte multe domenii și arii ale sănătății mintale ne arată că trauma călătorește în timp, călătorește prin genele noastre, însă de asemenea călătorește prin comportamentele și atitudinile noastre. Așa că e, e nevoie să ne împrietenim un pic cu universul interior. E nevoie să ne creștem un pic toleranța la emoțiile dificile din copilărie, emoții de care noi am fugit pentru că băiețelul, fetița care am fost cândva nu putea să conțină, nu putea să proceseze singur o încărcătură atât de mare și atunci ne-am distanțat un pic de noi înșine, de propria persoană pentru a putea supraviețui în familiile în care ne-am născut. Și la vârsta adultă am putea opera foarte diferit, am putea avea o atitudine cu totul și cu totul nu știu, alta față de propria persoană dacă ne-am dat voie. Însă nu poți să să-ți dai voie să faci un lucru nou dacă nu înțelegi felul în care ai făcut acel lucru înainte, dacă nu ai această perspectivă sănătoasă asupra propriei persoane sau perspectivă științifică, îi mai spun eu uneori. Cumva, omul de știință este omul care încearcă să uh, rămână obiectiv, în ciuda faptului că știe că e subiectiv și că va fi toată viața subiectiv, însă eu caut cumva să văd și partea pozitivă și partea negativă și ce e ok și ce nu e ok și să dau dovadă de aceeași deschidere față de toate aceste dimensiuni. Așa că asta, asta cred că e cheia sau uh, ceea ce îi poate ajuta pe adulți să construiască relații sănătoase cu copiilor și de asemenea să-i încurajeze pe aceștia să meargă pe propriul drum și anume să, să fie un pic conștienți de cine sunt ei, ce au adus de acasă și cum anume această moștenire psihologică se exprimă în prezent. Gașpar, există un moment oportun în care să luăm decizia să facem un copil? Pentru că... Să spunem, atât, atât noi, cât și partenerul de viață, fiecare deține un, un set de, de probleme. Poate situația financiară nu este strălucită sau, mă rog, măcar la, la, un, la un nivel de trai decent, să zicem așa, mai ales în societatea noastră. Purtăm foarte multe carențe la nivel psihic. Cuplul pare să aibă foarte multe probleme, ne punem semne de întrebare, oare să rămânem împreună, oare ce o să se întâmple în viitorul apropiat sau îndepărtat. Și atunci, când ar fi cel mai potrivit să facem un copil, să temporizăm cumva acest fenomen și să așteptăm până punem la punct atât cât putem, că nu o să reușim niciodată să punem la punct absolut toate lucrurile din viață. E mai bine așa? Sau facem copilul pentru că ne dorim foarte tare din iubire să-l facem și așteptăm vindecarea pe care mulți o așteaptă prin apariția copilului, se gândesc, apare copilul și poate lucrurile se sudează altfel în, în relația noastră de cuplu? Sau ne adaptăm cumva dimers pentru că asta facem de multe ori ca oameni, nu suntem niciodată pregătiți pe deplin pentru ceva și învățăm lucrurile dimers pentru că asta e viața până la urmă. Ar exista un timing potrivit pentru apariția unui copil? Mi se pare o întrebare foarte complexă. Sau poate că întrebarea în sine e simplă, dar răspunsul cred că e, e complicat și alambicat. Și probabil că dacă ai întrebat 100 de psihologi sau de terapeuți, ai primi 100 de răspunsuri. Din punctul meu de vedere, parenting-ul este despre a da. Eu ca adult să ofer iubire, încredere, ghidaj, prezență, atenție, susținere și așa mai departe. Așa că nu aș încuraja foarte mult ideea de a face un copil de dragul de a găsi un sens în viața noastră sau de dragul de a salva o relație sau de dragul de a fi fan și divertisment în... În plan personal, ci mai degrabă atunci când simțim că avem energie, disponibilitate, resurse pentru a putea să oferim copilului ceea ce are nevoie o ființă umană pentru a deveni ceea ce e menită să devină. Văd foarte multă suferință în cabinet apropo de adulți care au făcut ceea ce și-au dorit părinții lor să facă. Adulți care se sacrifică uh, pierzând uh, foarte mult timp și muncind foarte multe ore, chiar dacă nu la birou acasă, în fața calculatorului, pentru a asigura stabilitatea financiară a familiei, în condițiile în care copiilor de mult nu mai au nevoie doar de bani. Copiilor au nevoie de uh, interacțiune cu părintele, au nevoie să comunice, au nevoie să fie auziți, au nevoie să fie luați în brațe, au nevoie să fie înțeleși, au nevoie să fie acceptați atunci când se implică în comportamente desirabile. Așa că cred că cea mai mare provocare în viața unui om e reprezentată de rolul de a fi părinte și majoritatea oamenilor, asta e valabil la nivel mondial, nu doar în România, cred că intră în rolul de părinte pentru că e o chestie de presiune culturală, de presiune socială. Ai ajuns la vârsta de X ani, ai casă, ai mașină, dacă nu ai casă, nu ai mașină, ai măcar o parteneră sau un partener, acum ar trebui să faceți un copil ca să aveți de ce să luptați, ca să aveți de ce să, nu știu, traceți de voi și așa mai departe. Însă, cred că ar fi mult mai uh, sănătos pentru copii, pentru adolescenți, dacă această decizie ar lua o părinții un pic mai, uh, mai precaut un pic mai conștienți de faptul că parentingul e ceva ce durează toată viața. Nu se încheie în momentul în care copilul a mers la școală, a, are carte de identitate sau merge la facultate. Și de asemenea, parentingul implică să îi oferi copilului constant ceea ce are nevoie în funcție de vârsta lui, fără să îl obligi să meargă pe drumul pe care ai mers tu, fără să îl privezi de ceea ce își dorește el cu adevărat, pentru a se putea. Bucura de viață, deci e. e de fapt foarte, foarte multă muncă. Și. Sunt uh, multe provocări, multe responsabilități, multe frici, multe dificultăți care sunt de, de gestionat. N-aș vrea să-i sperii pe ascultătorii sau cei care ne urmăresc acum și care au un plan să devină părinți anul ăsta, pentru că, apropo de efectele pandemiei, au fost foarte mulți oameni care au ieșit din relații, au fost foarte mulți oameni care au intrat în relații, foarte mulți tineri pe care i-am auzit spunând că vor să facă copii pentru că își dau seama că e inutil să muncească atât de mult pentru că vine o pandemie și tot ce au construit se duce. Doar că cred, cred că fiecare persoană înainte de a lua această decizie merită să poarte multe, multe conversații cu propria propria persoană cu sinele său și cu partenerul alături de care va crește un copil, dacă vorbim de, de dinamica asta în care mama și tata sau nu știu, doi tați, două mame. Eu cred foarte mult în uh, varietatea familiilor și cred că e e important ca în secolul 21 să acceptăm că structura unei familii poate fi de foarte multe feluri, cu doi părinți sau cu un singur părinte, cu copil născut uh, sau cu copil adoptat, adică aici uh, aici nu cred neapărat că pentru a fi părinte e nevoie să fie sânge din sângele tău. Cred că relațiile și apartenența și atașamentul și încrederea se pot construi și dacă lucrurile stau un pic diferit. Deci asta cred eu despre momentul potrivit în a aduce pe lume un copil sau în a aduce un copil în casa noastră. Spunea Schopenhauer cred în lumea ca voință și reprezentare, că omul este singurul animal la care inteligența trebuie să compenseze lipsa unor instincte și o adaptare insuficientă la lumea vie. Avem nevoie de părinți, așa cum bine spui și sunt perfect de acord cu, cu ceea ce susții tu, că nu contează până la urmă că este un bărbat și o femeie sau doi bărbați, două femei, o altă configurație, poate cu mai mulți oameni, cât timp copilul primește ceea ce are atât de mare nevoie. Și de aici mi s-a părut uh, interesant, citeam în uh, Harari, în Homodeus, despre o situație de prin uh, 1910-1920, cum erau văzuți copiii atunci, un copil cu probleme care se exteriorizează și plânge, Sfaturile de parenting apropo de ceea ce uh, vorbim noi erau, nu te atinge de copil, lasă-l în pace, e bine să, să plângă, se va potoli singur. Și erau destul de refractari în această uh, afecțiune și în a înțelege nevoile reale ale unui copil. Au trecut câteva decade, iar prin uh, anii 50-60, ceea ce uh, am uh, vorbit și noi acum despre o revoluție, Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, iar oamenii și-au dat seama am greșit profund cu ceea ce susțineam atunci, nevoile sunt multiple, mai ales în zona de afecțiune, lăsând la o parte implicarea de recompensă pur materială, de multe ori oferită pentru a a scăpat de, de, de copil și a te lua cu alte lucruri și spui da, îi dau un telefon, îi dau un cadou și gata, mi-am făcut treaba față de el, însă niciodată nu va fi un substituent uh, suficient acesta. Um, care ar trebui să fie investiția reală din partea uh, părinților apropo de plecarea în viață cu... Instincte precare pentru că suntem animalele, să spunem, care nu ne descurcăm atât de repede. Nu știu, un pui de căprioară are nevoie de o perioadă de timp să stea lângă mamă. Noi, parcă am stat toată viața și nu, nu reușim da. niciodată să ne, să ne rupem și păstrăm o relație deosebită cu, cu părinții noștri. Și compensăm cu inteligența care inteligență firește nu este dezvoltată în primii ani, se dezvoltă acumulând cantități impresionante de uh, informații, din ce în ce, uh, mai, mai multe informații, până la un punct în care creierul spune sunt cam copleșit de informații, dar până pe la 20-23 de ani, studiile ne arată că învățăm foarte repede, că absorbim o mulțime de, de informații. Ce ar trebui să vedem în familie, în viață, în primii ani, pentru a porni cu dreptul, să spunem. Hmm. Sunt de acord cu, cu tine, într-adevăr, noi oamenii avem... Uh cea mai lungă perioadă de adolescență din tot regnul animale și dacă pui de diferite animale reușesc repede să se desprindă de, de părinți și să-și identifice drumul în viață, noi avem nevoie de vreo 20-25 de ani pentru a ajunge în acel, în acel punct. Și cred că în acești 20-25 de ani sunt diferite lecții pe care le dobândim, diferite abilități pe care ni le dezvoltăm. Așa cum spuneam, în primii doi ani de viață se pun bazele atașamentului și aici este foarte important ca bebelușul, copilul să simtă atenție, iubire, afecțiune din partea adulților. Cu alte cuvinte, atunci când plâng să fiu luat în brațe, atunci când îmi e greu cineva să încerce să identifice cauza durerii și a suferinței mele și să răspundă nevoii. Sunt studii de specialitate care ne arată foarte clar că acei copilași care beneficiază de cel puțin un adult care să fie prezent în mod constant sau de mai mulți adulți care să facă cu schimbul, însă cineva să fie acolo. Sunt copii care la vârsta adolescenței fac față mult mai bine consumului de droguri sau tentațiilor care la vârsta adultă vor reuși să rezolve mult mai ușor provocările vieții în comparație cu acei copii care în primii doi ani de viață sunt neglijați sau ignorați pe principiu că sunt prea micuți pentru că oricum nu-și amintesc, pentru că nimeni nu are amintiri despre ce i s-a întâmplat în primul an, în al doilea an și așa, ei nu avem amintiri conștiente însă științele neurocognitive ne arată că dincolo de această memorie explicită în care sunt stocate amintirile conștiente, noi avem și o memorie implicită care se pare că funcționează, se dezvoltă încă din perioada intrauterină, deci undeva în acest rezervor uriaș numit memorie biologică, de exemplu, sunt stocate foarte multe date, foarte multe informații. Așa că dacă în această perioadă foarte, foarte de început, atunci când bebelușul iese din acel spațiu reprezentat de interiorul mamei în care s-a simțit în siguranță și ajunge în această lume în care este suprastimulat auditiv, vizual și așa mai departe prin toate simțurile dacă acolo e cineva cine să îi ofere cât mai multă protecție deja pornește cu un foarte mare start în viață cu foarte, un, un imbold, un elan foarte, foarte sănătos după care e foarte important să-i oferim copilului posibilitatea de a explora. A doua nevoie esențială din punct de vedere psihologic este această capacitate de a ne bucura de mediul înconjurător, de a descoperi ce se află în jurul nostru, de a putea să atingem diferite obiecte, de a putea să manipulăm diferite obiecte, pentru că asta ne dă sentimentul de încredere în forțele noastre. Atașamentul ne dă sentimentul de încredere interpersonală, care e mult mai important din punct de vedere psihologic decât încrederea în activitățile sau comportamentele în care eu mă implic sau în care m-aș putea implica. Iar aici, de asemenea, este foarte important ca părintele să încurajeze astfel de explorări ale copilului. Dacă, de exemplu, etapa de atașament e savurată de către majoritatea mămicilor în perioada asta de explorare, care începe undeva în jurul vârstei de 2 anișori, deja multe mame suferă pentru că apare prima pierdere semnificativă, nu sunt suficient pentru copilul meu, nu sunt suficientă pentru copilașul care până acum a fost atât de dependent și el vrea să exploreze, vrea să se distanțeze și eu ce fac cu această pierdere, deci apropo de povestea de viața părintelui e, e nevoie să, să mă cunosc suficient de bine pentru a nu sabota pașii pe care îi face copilașul meu pentru a nu avea prea multe forme de șantaj emoțional, pentru a nu limita ceea ce ar fi de altfel sănătos pentru copilaș. A treia etapă foarte importantă, Vas, este etapa de identitate, care începe undeva în perioada 3-4 anișori și psihologii spun că atunci se naște ființa umană din punct de vedere psihologic. La naștere a fost o naștere biologică, însă avem nevoie de 3 ani pentru a ajunge la Naștept un de filo ori în exact, viața. exact la un filon al, al identității, și aici deja la trei ani copilul știe că e separat de părinți, știe că are un efect asupra lumii, știe că se poate implica în anumite comportamente și vrea să se impună, vrea să își dovedească uh, influența și impactul în familie, în interacțiunea cu părinții, cu frații, prietenii, rude, colegi, dacă e deja la grădini și așa mai departe. Deci, dacă, dacă părinții țin cont de aceste trei nevoi, de aceste trei aspecte nevoia copilului de conectare, care va rămâne toată viața, doar că evident că pe măsură ce înaintează în vârstă, el va avea un tot mai mare grad de autonomie. Asta însă nu înseamnă că în situații dificile nu își va dori să se întoarcă la părinte și să primească alinare, să primească ascultare, să primească încurajare și așa mai departe. De asemenea, să-i oferim copilului posibilitatea de a explora, posibilitatea de a, de a trăi viața asta ca pe o mare aventură. Vasi, sunt uh, tot mai multe studii de specialitate care ne arată că acei copilași care în perioada 2-3 anișori beneficiază de un mediu safe în care pot explora fără să se rănească, fără să fie expuși unor riscuri majore. După aceea, la vârsta adultă, se bucură mult mai mult de viață decât acei copilași care în uh, intervalul respectiv uh, sunt limitați de părinți pe principiu că nu ai voie, e periculos, stai lângă mine, lumea nu e safe, cumva se, se creează un, un soi de vigilență, oricum creierul uman are o vigilență foarte mare față de pericole, dacă însă mintea copilului primește și mesaje verbale sau mesaje non-verbale din partea părinților că lumea nu e un mediu safe, la vârsta adolescenței, la vârsta adultă, nu va fi neapărat un tânăr care să exploreze viața așa cum ar putea să, să o facă. Și, de asemenea, acest aspect al identității, al identității și anume să-i permitem copilului să fie cine este el, cine este el cu preferințele lui, cu dorințele lui, cu identitatea lui sexuală, cu orientarea lui sexuală, mi se pare că ăsta e un aspect despre care vorbim mult prea puțin în România și care afectează extrem de mult calitatea vieții oamenilor care nu fac parte din marea masă a heterosexualilor. Deci, dacă există relații bazate pe siguranță și dacă copilul știe că indiferent de ce face, indiferent de ce îi se întâmplă, se poate întoarce la părinte deja, e un mare dar cu care el pornește la drum. Dacă are această libertate de explorare, e un alt plus, iar dacă îi se permite să fie el, cred că va putea muta munții la vârsta adultă. Copilul depășește... Uh, perioada asta și sare în adolescență întâlnind inevitabil, nu cred că există om în lumea asta care să nu se fi întâlnit cu iubirea. Mai ții minte, par prima ta poveste de iubire? Am avut multe povești de iubire, am început de la grădiniță, cred că ceea ce nu prea am primit în familie am încercat să caut în afara familiei, și mi-aduc aminte de primul pupic pe care l-am primit de la o fetiță cu care eram colegi de grupă la grădiniță. Și și acum va ați simțiuit urechilor în momentul în care i-am simțit buzele. A fost așa o, o experiență absolut deosebită. Și dacă, mă, întâlne, dacă mă, mă duc mai departe la adolescență, mă întâlnesc cu amintiri în care eram îndrăgostit de profesoara de istorie, de profesoara de română și de câteva colegi de clasă. Ce înseamnă iubirea în viața unui om din perspectiva unui psihoterapeut care vorbește despre, despre relații, care vede cupluri, ce ar fi frumos să aibă ca fundament întotdeauna iubirea? Cum ai perceput-o de-a lungul vieții? Pentru că și aici se schimbă lucrurile. Pupicul de la grădiniță. Alta e când suntem adolescenți și avem acel vulcan în noi, explozia hormonală și de-abia așteptăm să descoperim tot felul de lucruri. Suntem deci, adulți, intrăm în uh, vâltoarea vieții copleșiți de multe ori de, de griji, de acel trebuie, uh -huh. trebuie să fac niște lucruri pentru că uh, mi-o impune pe undeva familia de ce n-ai un job, de ce n-ai casă, de ce n-ai mașină, de ce n-ai o relație. Dar noi impune și societatea, pentru că nu trăim cumva separați de, de norme, de toate tiparele impuse de, de ceilalți și suntem pe undeva interpuși în aceste elemente. Cum s-a schimbat raportarea ta la iubire pe parcursul anilor? Cred că foarte mult. Probabil că cel mai semnificativ progres pe care l-am făcut în plan personal, aș îndreznea spune, e că am învățat să iubesc. Sunt foarte convins că până pe la vârsta de 30 de ani n-am știut ce înseamnă să iubești în adevăratul sens al cuvântului, apropo de definiția pe care mintea mea o dă o dă iubirii pentru că vorbim atât de mult despre iubire și probabil că în secolul 20 nu mai mult decât oricând în istoria omenirii și nu avem o definiție general valabilă asupra acestui concept. Probabil că e cea mai dorită stare, emoție, depinde de cum ne raportăm față de iubire și totuși mulți dintre noi habar nu avem ce înseamnă să să faci acest schimb de, de energie. Pentru mine iubirea înseamnă atenție, înseamnă prezență, înseamnă curiozitate, înseamnă limite, înseamnă iertare, înseamnă compromis, înseamnă negociere. Iubirea înseamnă viață. Nu, nu știu dacă aș putea găsi un sinonim mai bun pentru iubire decât cel de viață. Și asta pentru că iubirea nu vine doar cu inimioare, balonașe, ursuleți, flori, momente minunate petrecute împreună, ci iubirea vine cu un amplu proces de creștere și de vindecare. Eu, în calitate de terapeut relațional, cred foarte mult în faptul că ființa umană se naște dintr-o relație, este rănită într-o relație și se vindecă printr-o relație. Din punct de vedere psihologic și emoțional, nimeni, cred eu, nu e părerea tuturor terapeuți, Însă cred eu că nimeni nu se poate vindeca de unul singur. Cu toți avem nevoie de un alt suflet, o altă ființă umană, o altă entitate care să fie alături de noi și să ne ajute cumva să, să facem față provocărilor și greutăților vieții. În adolescență credeam că iubirea presupune ca persoana de lângă mine să mă placă și să-mi zâmbească și să mă ia de mână și să mă pupe și să petrecem timp împreună. La vârsta adultă, în primii ani de, de tinerețe, nu știu până pe la vârsta de 30, de ani credeam că iubirea înseamnă ca că partenera să mă susțină profesional și să mă încurajeze să merg pe drumul pe care eu vreau să merg, să uh, uh, fie disponibil atunci când nevoile mele sexuale, nevoile mele fizice sunt activate și dacă toate acestea sunt prezente în relație înseamnă că există iubire, după care încetul cu încetul am, am ajuns la concluzia că da, toate acestea se regăsesc în iubire, însă e mult mai mult de atât. Și cred, Vasi, că în prezent pentru... Uh, pentru felul în care văd eu existența umană, iubirea înseamnă a da și nu neapărat a primim Sigur că ne dorim reciprocitate, și uh, căutăm să obținem asta în majoritatea relațiilor noastre semnificative, însă dacă am învățat să dăm, uh, să dăruim mai mult cu toată inima, uh, Universul ne-ar răsplăti și am și primi ceea ce ne dorim uh, atât de tare, deep down, pentru că evident că fiecare pornim de acasă cu tot felul de carențe și de lipsuri și probabil că iubirea e cea mai uh, deficitară parte a Noastră și tot ceea ce ne am primit de la părinți, de la îngrijitorii, vrem să primim de la prieteni, de la partenere, de la parteneri. Și la început. Um. Uh ne scoatem în evidență partea frumoasă, partea civilizată, partea drăguță, partea elegantă și așa mai departe, după care iese copilul ăsta invizibil, copilul ăsta interior, care nu e atât de controlat, care poate e mai răsfățat, care poate e un pic mai frustrat, mai trist, mai supărat și vrem ca jumătatea noastră să ne accepte așa cum părinții n-au putut să o facă. Vrem ca jumătatea noastră să ne tolereze, mai ales atunci când ne implicăm în comportament indezirabile. Foarte des le spun clienților sau oamenilor cu care interacționez că Gașpar poate fi iubit atâta vreme cât se poartă civilizat și vorbește într-o manieră definită de respect și așa mai departe dar Gașpar e mai mult decât atât. Și Gașpar are nevoie să fie iubit așa cum e el în totalitatea sa, cu minusurile sale, cu defectele sale, cu limitările sale, cu reacțiile sale care nu de fiecare dată sunt controlate și așa mai departe. Uh... Așa că văd văd iubirea vasi ca un proces cu mai multe etape, tot începe cu partea asta de îndrăgostire romantică, în care, așa cum spuneam, iese la suprafață sinele nostru extrem de cosmetizat din punct de vedere psihologic și extrem de dezirabil din punct de vedere social, după care cu toții intrăm în această etapă de luptă pentru putere în care uh, ies la suprafață demonii interiori, rănile noastre, psihologice, emoționale devin vizibile. Uh, și această etapă de luptă pentru putere. Eu o numesc uneori și luptă pentru iubire, pentru că aici vrem să primim ceea ce ne-a lipsit în copilărie. Problema e că cerem lucrurile în aceeași manieră infantilă cu care le-am cerut în copilărie. Și partenera, partenerul vor spune, păi nu sunt măta, nu sunt tactul, n-ai decât să mergi la terapie, n-ai decât să te duci la părinții tăi să-ți dea ceea ce nu ți-au dat. Pentru că evident că jumătățile noastre intră în defensivă când văd că din adultul matur, înțelept, rațional și așa mai departe iese un copil față de care noi nu ne-am asumat nicio responsabilitate la începutul relației. Și aici, în această etapă de luptă pentru putere sau luptă pentru iubire, se creează alchimia. Aici avem posibilitatea de a învăța ce înseamnă cu adevărat iubirea, aici avem posibilitatea de a ne vindeca rănile din copilărie, de a crește din punct de vedere psihologic și emoțional, doar că nu e ușor. Asta e etapa cea mai dificilă și cea mai importantă din punctul meu de vedere pentru a ajunge după aceea la cea de-a treia etapă care este iubirea matură, care e... Um... Acea dragoste foarte nobilă, foarte generoasă în care pot să dau fără să primesc imediat, în care dau și am încredere, în care dau și știu că sunt foarte generos și cu cât dau mai mult, cu atât nivelul meu de înțelepciune, de generozitate, de compasiune, de empatie crește. În etapa de luptă de putere am impresia că dacă voi da dovadă de bunătate, rămân fără bunătate și dacă sunt atent la nevoile partenerei mele fără ca ea să fie de fiecare dată atent la nevoile mele sunt un prost sau nu vor funcționa lucrurile. Adică sunt foarte multe lecții de viață pe care le avem de dobândit aici. Aici cred că e perioada cea mai bună sau stadiul cel mai bun pentru a ne dezvolta ceea ce noi, terapeuții relaționali, numim inteligență relațională. S-a vorbit foarte multă vreme despre inteligența cognitivă, despre inteligența emoțională. De cel puțin un deceniu încoace vorbim despre inteligența relațională, care uh, conține cumva partea asta de inteligențe cognitive și emoționale, însă e nevoie de mai mult decât atât. Nu e suficient să fac pe deșteptul, nu e suficient să fiu în contact cu propriile emoții sau să citesc emoțiile celuilalt, ci e nevoie să mă comport într-un într într anumit fel, în așa fel când conexiunea dintre mine și jumătatea mea să rămână. Cred că dacă partenerii de cuplu, atunci când se ceartă, atunci când au de luat o decizie, atunci când au de rezolvat o provocare, ar fi un pic mai atenți la relația lor și s-ar strădui să rămână conectați, nu neapărat să pună un accent atât de mare pe rezultat, cred că lucrurile ar funcționa mult mai bine. Ar putea să. Găsească soluții, să gestioneze problemele mult mai sănătos decât dacă ignoră menținerea conexiunii. Sunt oameni care se blochează în această etapă, de exemplu, dacă mă gândesc la familia mea de origine. Părinții mei, din păcate, n-au reușit să iasă din lupta pentru putere. Bunicii din partea mamei n-au reușit. Doar bunicii din partea tatălui cred că au reușit să ajungă în cea de-a treia etapă. Însă, în rest, unchi, mătușile și așa mai departe, încă cu toții suntem aici în această etapă de luptă pentru putere și încercăm să vedem cum anume putem ieși în așa fel încât să ne dezvoltăm inteligența relațională și cu cât investim mai multă energie, cu atât o să fie mai bine. Dacă energia noastră se duce doar spre muncă, spre hobby-uri, spre activități personale, spre parenting, spre, nu știu, orice alt domeniu al vieții, privăm relația de cuplu de de toate acele bunătăți, de toate acele plusuri de care are nevoie pentru ca ea să se dezvolte și să, să, crească. Așa că cred că iubirea e o călătorie, la fel ca viața, în care ne întâlnim cu dificultăți, ne întâlnim cu o serie de experiențe pozitive și ține, ține de noi, Vasi, să, să ajungem în cea de-a treia etapă. S-ar putea ca unii dintre noi să ajungă cu aceeași persoană în a treia etapă, dar s-ar putea ca alții să aibă nevoie sau să avem nevoie, eu fac parte din a doua categorie, de mai mulți parteneri alături de care să călătorească, alături de care să se descopere, să facă progrese pentru a ajunge în această interdependență sănătoasă. Eric Fromm, dacă nu l-ai citit, îți recomand, e un psihanalist care prin anii 50 a scris o carte despre relații care rămâne un bestseller din punctul meu de vedere, Arta de a iubi. Și Eric Fromm spune că îndrăgostirea romantică presupune să îi spui celuilalt că te iubesc pentru că am nevoie de tine, am nevoie de tine să mă descopăr, am nevoie de tine să mă manifest, am nevoie de tine să mă vindec și așa mai departe. Iar această iubire matură, cea de-a treia etapă, spune că am nevoie de tine pentru că te iubesc. Am învățat pe parcursul acestei călătorii să iubesc, am învățat să te apreciez pentru cine ești, am învățat să văd partea frumoasă și partea urâtă din tine, fără să uh, resping partea negativă și să-mi doresc doar partea frumoasă, pentru că în fiecare dintre noi există lumină și întuneric. Și dacă găsim un partener, Vasi, care să ne prețuiască și pentru întuneric, deja cred că avem toate șansele să, să ajungem aici. Și dacă facem asta, ceea ce e extrem, extrem de interesant e că moștenirea relațională, psihologică pe care o transmitem mai departe generațiilor viitoare e una de cea mai bună calitate. Pentru că tot ceea ce nu rezolvăm noi, toate rănile noastre, toate nevoile noastre nesatisfăcute fac parte din acel bagaj psihologic despre care am vorbit, cu care copiii nepoții și strănepoții vor pleca de acasă, deși cineva e nevoie să facă această revoluție relațională în genograma noastră, în sistemul nostru transgenerațional, pentru că din momentul respectiv să emoțională, calitatea relațiilor să fie cât mai, cât mai bună. Are sens? Are sens. O zicere care poate să pară, desigur, un clișeu, stă în întâi de toate să învăț să mă iubesc pe mine și abia ulterior voi fi capabil să iubesc cu o altă persoană. Cum vezi lucrurile aici? Ce ar trebui eu să fac ca să ajung să mă iubesc pe mine și apoi să fiu capabil să dau iubire mai departe. De fiecare dată mă pune pe gânduri această întrebare pentru că sau discuțiile legate de acest subiect, pentru că am dubii mari apropo de această iubire de sine. Cred că e importantă, cred că e foarte valoroasă, însă pe măsură ce trec anii vas, îmi dau seama că s-ar putea să nu stea lucrurile chiar așa. Adică să, să nu fie procesele atât de paralele. În primii 30 de ani am învățat să mă iubesc pe mine și de aici încolo învăț să iubesc pe ceilalți. Cred că nimeni nu se poate iubi pe sine. S-ar putea ca peste 10 ani să mă răzgândesc, dar așa văd lucrurile acum. Cred că nimeni nu se poate iubi pe sine dacă nu a fost iubit înainte. Nu cred că gustul cald, plăcut, dulce al iubirii poate fi descoperit dacă nu ne ajută cineva să-l simțim. De aceea cred că această etapă de atașament din primii doi ani de viață este atât de importantă. Pentru că acolo copilașul pe lângă hrană, pe lângă adăpost primește și această miere din partea părinților, care e afecțiunea, care e iubirea. Și dacă cineva beneficiază de iubire din partea cuiva, pardon, nu e musai să fie părinții, pot să fie nu știu, un bunic, o mătușă, un naș, un frate mai mare, adică o altă ființă umană care să, să fie mai mare decât mine și să fie responsabilă de mine, dacă cineva beneficiază de o astfel de experiență, are toate șansele să se iubească pe sine și să iubească pe ceilalți. Dacă cineva însă nu. Din fericire sunt foarte puține poveștile de viață în care să nu identificăm cel puțin un adult care să ne fi purtat în suflet. Majoritatea dintre noi, dacă ne gândim la copilărie, găsim astfel de adulți. Poate că, apropo de discuția noastră dinainte de podcast, pentru tine a fost bunica, pentru mine a fost bunicul din partea tatălui, însă de asemenea părinții, de asemenea alte rude. Foarte multă vreme, de exemplu, fac aici o scurtă paranteză, credeam că părinții nu mă iubesc, pentru că tata a avut problemele pe care le-a avut, mama a avut problemele pe care le-a avut și eram fer convins că pe mine nu, nu mă iubesc părinții, după care mi-am dat seama că e o mare prostie și că sunt foarte nerecunoscători, și nu văd lucrurile la adevărata lor valoare. Părinții mei m-au iubit foarte mult, doar că m-au iubit așa cum ei au știut să iubească. M-au iubit așa cum au învățat, așa cum au fost iubiți ei de către părinții lor, ceea ce evident că nu a fost suficient nici pentru ei și nici pentru mine. Așa că, dacă întâlnim persoane care ne oferă iubire, atunci sunt foarte mari șanse, Vasi, să descoperim iubirea și să spunem, da, într-adevăr, mă iubesc, mă prețuiesc și pot să dau dovadă de aceeași generozitate și față de, de cei din jur. Însă cred că e un proces care iar poate dura toată viața. Acest proces de a, de a învăța să primești, de a învăța să dai, de a învăța să uh, ceri, de a învăța să nu te pui doar pe tine pe primul plan, chiar dacă asta îți șoptește mintea, chiar dacă impulsul, instinctul animalic îți spune că trebuie să fii tu cel care pune prima dată mâna pe rodile de pe masă și așa mai departe. Deci, E, e, cred că e o filozofie un pic mai complexă și cred că avem nevoie unii de alții pentru a descoperi gustul dulce al, al iubirii. Sigur că dacă am un partener, am un om care mă investește cu afecțiune, deja am schimbă perspectiva asupra lucrurilor și pot începe să mă iubesc, pot începe să iubesc pe ceilalți într-o manieră mai sănătoasă, însă nu cred că e ceva ce se încheie la un moment dat în viață. Adică E un proces de învățare care durează a la lung. Atâta vreme cât inima noastră bate, atâta vreme cât noi respirăm, avem posibilitatea de a învăța să, să iubim așa cum e cel mai sănătos pentru. Pentru mine, pentru partenera mea, pentru copiii noștri, pentru, nu știu, planeta asta, dacă, dacă oamenii ar descoperi iubirea Vasi și dacă își ar duce mai multă energie în direcția asta, cred că planeta noastră ar fi mult mai uh, fericită. Spunea David Hume la un moment dat că Universul nu face deosebirea între un om și o stridie. Pentru el reprezintă cam același lucru. Pe de altă parte, un pic metaforic, au fost uh, unii care au spus că omul a apărut ca o metodă prin care universul să se cunoască pe sine. Sună poetic. Uh -huh. Care crezi... Atenție, discuție profundă. Că de parcă n-a fost profundă până acum. Care crezi, Gașpar, că e că e sensul nostru aici, e o chestiune care pe mine mă frământă, n-am ajuns la un răspuns definitiv și probabil nu voi ajunge niciodată. Vezi lucrurile, nu știu, pe filiera aceasta plămădită cumva de, de Camiu care spunea, hai să nu ne mai consumăm cu sensul vieții pentru că ne îndepărtăm pe undeva de la, de la ideea de viață adevărată sau într-adevăr există un sens profund cum ar fi uh, versiunile propuse de Victor Frankl, spre mm -hmm. exemplu. Cum vezi lucrurile aici, cu sensul vieții? L-ai descoperit? ți ai aflat menirea? Ești pe, pe sensul potrivit? Chiar că sunt cuvinte foarte, foarte mari. Uh, cred în sens. Aici sunt un uh, mare fan al lui uh, Victor Frankl. Um, cred că mi-am găsit uh, misiunea sau direcția apropo de Revoluția Relațională a România. Uh, cred că e important să ne adresăm această întrebare a sensului uh, cât mai des, fără să devenim obsedați de ea, adică să nu stăm toată ziua și să nu facem nimic altceva decât să investim energie în uh, plan cognitiv și să despicăm firul în patru. Uh, Cred că o viață fără sens este o viață lipsită de direcție și de satisfacții, o viață lipsită de fericire. Cred că oamenii care au un sens sunt mult mai fericiți în comparație cu cei care nu caută să-și descopere sensul. Și concluziile la care am ajuns eu până în acest moment apropo de sensul existenței noastre sunt uh, destul de puține concluziile. Însă am, am două idei care cumva au prins contură în mintea mea, și anume să învățăm să relaționăm unii cu alții, să învățăm să conviețuim, să ne respectăm, să ne susținem reciproc, să... Uh, să fim un pic mai uh, omenoși. Cred că am uitat să fim umani. Am uitat de ceea ce înseamnă omenie, am uitat de ceea ce înseamnă a fi împreună, am uitat de ceea ce înseamnă comunitate și cred că asta e, e o parte din, uh, din sensul nostru. Și de asemenea cred că cea de-a doua idee e să învățăm unii de la alții, vasi să ieșim din această atitudine definită de autosuficiență, de eu le știu pe toate, nu mă interesează ce ai tu de spus pentru că eu sunt expert în relații și tu ar trebui să mă asculți pe mine. Cred că dacă cineva intră în acest rol nu face altceva decât să-și saboteze existența și viitorul. Dacă însă învățăm să ne deschidem urechile, mințile și inima și să vedem cum văd ceilalți lucrurile, cum simt ceilalți lucrurile, să dăm dovadă de mai multă curiozitate, atunci cred că ne apropiem de, de acest sens. Am atins cu mari sacrificii, cu investiții, cu ajutorul psihoterapeutului, de ce nu și militez pentru ideea aceasta de a ne deschide, de a accepta că avem niște probleme și de a căuta soluții, să spunem că trecând prin toate și prin multe povești de iubire, care unele au părut ratate, dar în esență au fost niște lecții din care am învățat ceva și ne-au șlefuit să ajungem într-o etapă, am ajuns în iubirea matură. Avem o relație cu o persoană care ne stimulează, să spunem că avem visuri pe undeva comune, ne vedem în continuare cu acea persoană. Din acest punct de iubire matură merg lucrurile cumva de la sine la lung, avem nevoie de investiție mai multă, din ce în ce mai multă sau mai puțină. Mm -hmm. Cred că procesul e un pic ciclic apropo de etapele astea îndrăgostirea romantică, luptă pentru putere sau pentru iubire și iubire matură. În momentul în care ajungi în partea asta de interdependență sănătoasă de iubire matură, primești puțin din îndrăgostirea romantică te reîndrăgostești de partener, după care stă viața într-un anumit fel și îți scoate alte provocări și provocările respective activează anumite trăiri interioare pe care nu le-am conștientizat până în momentul respectiv. Deci avem posibilitatea de a trece ciclic prin prin aceste etape și cu cât trecem mai des prin fiecare, cu atât o să ne fie mai confortabil. Foarte mulți parteneri când ajung în a doua etapă se sperie pentru că au impresia că din momentul respectiv nimic bun nu se mai poate întâmpla, pentru că își amintesc de părinților, de bunicilor, de prietenii, de cunoscuți care atunci când au început să apară problemele drumul a fost unul singur și anume cel al durerii, al suferinței, al despărțirii și așa mai departe. Deci dacă ne blocăm aici, nu o să ajungem niciodată în cea de-a treia etapă. Odată ajuns în a treia etapă, nu înseamnă că de aici încolo viața va fi lapte și miere. Nu înseamnă că nu vom avea certuri din când în când, nu înseamnă că nu vor fi situații dificile, crize și așa mai departe pe care le va trebui să le gestionăm. De aceea cred că e important să rămânem flexibili. Cred că este foarte important să să rămânem deschiși față de provocările pe care ne le scoate viața în cale, pentru că după o anumită vârstă cred că doar din situațiile de criză putem învăța. Dacă viața eșnur, dacă viața e foarte confortabilă și așa mai departe nu există progres, e nevoie de acel stimul exterior sau interior care să te stârnească la modul, la modul cel mai serios și să nu ne blocăm nici în această perspectivă a victimizării. Cred că noi românii și are... Găsesc toate motivele din lume pentru ceea ce spun. Noi românii trăim prea mult în această mentalitate a victimei. Pentru că a fost greu în perioada războiului, pentru că a fost greu în perioada comunistă, pentru că a fost greu după aceea cu Cum trecerea a democrație. Par, mi se pare extrem de greu mentalitatea de victimă. E în maniera asta, Vasi, cred că putem schimba. A vorbit despre noi, a vorbit despre experiențe, a vorbit despre sănătate, a vorbit despre relații, a vorbit despre intimitate, a vorbit vulnerabilitate, despre vulnerabilitate, de durere, suferință. Uh, E, e un autor pe care l-am descoperit de curând și de care m-am îndrăgostit eu sunt genul de cititor care în copilărie a avut o relație complicată cu lectura și la vârstă adultă am ajuns în etapa asta de interdependență sănătoasă, de iubire matură față de lectură și atunci când găsesc câte un autor care îmi place, fac tot posibilul să-i citesc toate cărțile, să caut toate informațiile despre cum a trăit filmulețe pe YouTube și așa mai departe și e această psihologă de origine machiară, probabil că și asta mă atrage foarte mult la ea, care locuiește în America, Edith Eva Eger și care la vârsta de 90 de ani v a scris prima ei carte și după aceea a pornit într-un turneu de promovare a cărții la nivel, la nivel internațional. La 92 de ani a scris a doua carte și uh, nu mai știu de la ce am pornit, cum mi-a venit în minte oare Edith Eva Eger Um, mai ai idee despre ce vorbeam înainte? Au fost foarte multe ușițe pe care le-am deschis și am uitat. Da, am vorbit selenchi. despre de mentalitatea noastră. Da, 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 de, victimă. de victimă. Da, 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 ce bine. Uh, Edith e, uh, are o poveste de viață absolut fascinantă. La vârsta de 14, 14 sau 16 ani, nu mai îmi amintesc a fost uh, dusă la Auschwitz și a fost din prima zi separată de părinții ei, părinții ei au murit încă din primele zile. Ea și sora ei au, au fost duse într-o altă parte, într-o altă colibă, așa cum scrie ea, și la un moment dat Mengele a venit și a întrebat cine are abilități artistice în coliba respectivă și pentru că fetele au interacționat unele cu altele, toate au arătat cu mâna către Eva. Eva fusese gimnastă, balerină și într-adevăr avea abilități artistice foarte bune și din momentul respectiv a devenit obiectul de divertisment al lui Mengele. De aceea, cartea care în limba română a fost tradusă cu alegerea la nivel internațional în foarte multe limbi a fost tradusă cu balerina de la Auschwitz pentru că ce a ajutat-o pe ea a fost să fie balerina lui Mengele. Și scriind această primă carte, Alegerea de Choice în engleză, Eva spune că nimeni nu e victimă. Am fost victimizați, dar nu mai trebuie să trăim ca niște victime. Și că de cele mai multe ori Hitler trăiește în mintea fiecăruia dintre noi, pentru că noi ne limităm perspectivele, noi ne limităm accesul la oportunități și la schimbare și că atunci când ne confruntăm cu o situație de criză, mulți dintre noi oamenii ne întrebăm de ce eu. Și asta e cumva direcția sau calea sigură către victimizare. Și vine această psihologă Edith Eva Eger și spune că o întrebare mult mai sănătoasă ar fi și ce fac acum? Cum anume reușesc să fac față situației respective, de ce resurse am nevoie, care sunt strategiile, comportamentele în care ar fi bine să mă implic pentru a ieși din situația respectivă. Și tot așa, în carte, ea e optimistă, chiar dacă a avut experiențe extrem, extrem de complicate, e optimistă. Și spune în această carte că cea mai bună răzbunare la adresa lui Hitler e care are trei copii, cinci nepoți și trei strănepoți. Unde e ea și unde e Hitler. Mi se, pare, mi se pare că e un izvor de, de lecții de viață și avem nevoie de astfel de modele, Vasi, apropo de cum putem ieși din această mentalitate a victimei. Avem nevoie să știm că nu suntem singurul popor din lume care a suferit. Avem nevoie să știm că sunt oameni care poate că au trecut prin experiențe și mai dificile. Și, de regulă, după o situație de criză, așa cum e experiența de viață prin care a trecut Eva și mulți alți evrei, din păcate, sunt două variante. Supraviețuirea sau revenirea la viață. Cred că noi, românii, după comunism, doar am supraviețuit, nu am revenit cu adevărat la viață. Copiii noștri, nepoții noștri vor putea să regăsească acea savoare, acea bucurie de a, de a trăi, însă aici e nevoie să-i ajutăm și noi. E nevoie să depunem și noi un efort și avem nevoie de modele. Noi românii, din păcate, cred că nu prea operăm pe acest principiu al modelului. Avem tendința de a spune nu am nevoie de un model pentru că eu sunt autonom, eu sunt independent, pentru că eu știu ce e cel mai bine pentru mine. Sigur, cu toții avem o autoritate interioară. Dar asta nu înseamnă că nu-i prinde bine minții noastre să aibă și un. Uh, model la care să se raporteze în situațiile dificile și acest model poate fi cineva din familie sau poate fi o persoană, așa cum e Edith Eva acum, pentru mine am foarte multe modele de astea departe pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea, însă sunt oameni a căror poveste încerc să urmăresc și încerc să văd din felul în care gestionează ei situațiile dificile și dacă vom, ne vom permite să avem astfel de modele, Vasi, cred că putem ieși din această mentalitate a victimei pentru că mintea știe că se poate Minte, o să vină și o să spună, stai puțin, viața nu e doar atât lupta pentru putere, viața e mai mult decât atât. Acum e greu, însă după aceea poate să fie un pic mai bine, poate fi un pic mai ușor. Cum ți-ar plăcea Gașpar privind peste umăr, la un moment dat a ajuns la 70, 80, 90 de ani, să te gândești, da, a meritat, a meritat cu adevărat ceea ce am trăit până acum, cum, cum te vezi atunci, cum va fi gașpar uh, vârstnic, înțelept, rămas pe aceeași idee cu importanța relațiilor, încercând poate noi provocări la un moment dat, ce, ce speri că mai, mai poți schimba de la viață, avem cu toții de învățat și când murim învățăm, că n-am mai făcut niciodată acest da. exercițiu? Cum te vezi atunci, cum ți-ar plăcea să fii? La fel de calm, ai o serios, ai o, o liniște în, în ton, eu recunosc fiind pe tot pe zona sa de educație pentru sănătate, ceea ce fac în, în, în sens mai larg, de multe ori mai ales când văd conspirații fake news, tot ceea ce se întâmplă, nu reușesc și devin mai acid în, în ton, însă tu îți ții demonii cumva în, în frâu și reușești să fii pe, pe nișa ta foarte calm. Uh, cu motivație și o plăcere să citesc postările de fiecare dată, pentru că apropo de, de, de model, uh, cred că poți să fii un model și ești deja un model pentru foarte mulți. Dar ne îndepărtăm. Cum te vezi la 70, 80, 90 de ani? Poate și mai mult decât atât. De ce nu? Aș vrea să fiu ca bunicul meu din partea tatălui, care era un ungur înțelept, matur din punct de vedere psihologic, nu avea cea mai bună relație din lume cu emoțiile, dar asta ar putea să fie contribuția mea la tot ceea ce înseamnă transgenerațional. De asemenea, acum proiectez o viață în care muncesc mult și pe la 70, 80, 90 de ani mă văd încă scriind cărți și participând la conferințe, lucrând probabil cu multe cupluri, cu multe familii, mi-aș dori să, să practic cât mai mult timp, partea asta de psihoterapie, e ceva ce îmi place foarte, foarte tare. Și uh, Probabil că vor fi multe lucruri care se vor schimba, însă mi-aș dori să fie cel puțin patru care să rămână la fel. De câțiva ani bune am patru valori de viață pe care încerc să mă bazez atunci când am de luat decizii, atunci când viața e grea, dificilă, complicată și mintea mea nu e cea mai lucidă. Și aceste patru valori sunt curajul. Și atunci când îmi e greu și dificil, mă întreb ce ar presupune acum să dau dovadă de curaj și încerc să mă încurajez, să mă motivez să acționez în direcția respectivă. Eu fiind o structură anxioasă și introvertă, deci cumva e nevoie de multe, multe lecții de curaj. O a doua valoare e compasiunea sau bunătatea și în momentul în care interacționez cu cineva, în momentul în care e greu, în momentul în care e complicat, încerc să-mi aduc aminte de faptul că noi toți suntem oameni, cu toții suferim, cu toții suntem foarte vulnerabili și sensibili și asta vă ce ar presupune acum să dau dovadă de compasiune. Crescând într-o familie în care nu a fost prea mult compasiune, e iar o provocare foarte, foarte mare și e nevoie să exersez day by day compasiunea. A treia valoare e conectarea, indiferent de ce fac, indiferent de uh, cum arată viața mea, părerile mele și așa mai departe, când interacționez cu cineva, să păstrez conexiunea, să existe cât de cât respect, curiozitate și așa mai departe. Și a patra valoare e credința cred că eu personal am nevoie de conectare și pe partea asta orizontală, în plan orizontal, dar și în plan vertical. Și nu știu exact cum arată divinitatea, nu cred neapărat în bătrânelul cu barbă și care stă în scaunul lui Baban și serios acolo undeva sus în rai și așteaptă să vină oamenii buni și să trăiască o petrecere continuă. Însă cred, cred în faptul că există ceva mai presus de noi mai presus de mine, mai presus de tine, mai presus de capacitățile și abilitățile noastre. Jung îi spune inconștient, colectiv, s-ar putea să, să fie asta. Uh, nu știu exact ce e acolo, însă am nevoie să cred că acolo e ceva ce uh, ne susține, ne ghidează, ne, uh, ne arată uneori direcția. Așa că mă bazez pe aceste patru valori și sper să mă ajute să ajung acel... Uh, bunicut simpatic care să spună la sfârșitul vieții că da, a meritat, sunt fer convins că voi avea regrete. Sunt genul de om care nu crede. Îmi place vocea lui Edit Piaf, dar nu cred în șlagărul ei cu a nu regreta nimic, cred că nu poți trăi fără să ai regrete. Însă aș vrea să, să fie și suficient de multe lucruri care să-mi dovedească că da, am dat dovadă de curaj, compasiune, conectare și credință. Îți voi trimite bucata asta când o să ajungi la 80 de ani ca să comparăm și să vedem exact. Cred că o să ne, o să ne amuzăm și de ce nu o să, o să te regăsești, regăsești foarte mult în, în ceea ce ai spus acum. Uh, Gașpar, am niște niște întrebări pe care încerc să le pun fiecărui invitat dintr-o curiozitate pur personală, uh, atât, cu atât mai mult cu cât uh, sunt și pe nișa asta pe medicină și mă interesează Sănătatea, însă nu vreau să trec direct la sănătate și o să te întreb ce înseamnă fericirea după tine. Sunt, mă gândeam acum la momentele mele de fericire, la momentele personale de fericire și sunt, sunt puține. Cred că sunt mai multe momentele de bucurie, momentele de satisfacție. De exemplu, săptămâna asta cred că un, un episod de fericire. A fost atunci când nu știu când va intra acest podcast pe, pe online, însă noi suntem în săptămâna mare pentru că Paștele Ortodox și familia mea de origine e o familie mixtă în care eu și tata suntem catolici. Tata, din păcate, nu mai trăiește, dar în familia noastră spiritual e prezent. Mama și sora mea sunt de religie Ortodoxă. Asta înseamnă că în mod constant am sărbătorit ambele sărbători pascale. Paștele Catolic a fost la început de aprilie și am simțit că parcă nu, nu m-am conectat cu adevărat la uh, partea asta de sărbătoare. Am muncit foarte mult înainte de Paștele Catolic, a trecut foarte repede și mi-am dat seama că ce bine că urmează Paștele Ortodox, așa că de săptămâna trecută am început să mă pregătesc mental, sufletește uh, pentru, pentru această sărbătoare, care are și o influență religioasă, dar nu neapărat în, în perspectiva mea. Văd mai degrabă ca o posibilitate de de renoire, de renaștere, care ține mai mult de spirit, cred, decât de sărbătoarea în sine. Și săptămâna asta, că de fapt aici vreau să ajung, într-una dintre dimineți am simțit așa bucuria asta și satisfacția și mulțumirea faptului că, da, simt spiritul Paștelui. Și l a fost un moment de fericire. A fost un moment în care, pentru câteva clipe, Vasi, am simțit că sunt. Uh, Unit cu tot ceea ce e în mine, cu tot ceea ce e în jurul meu, că merită să trăiești, că viața e frumoasă. N-a durat mult, au fost câteva secunde, cred, însă a fost atât de intens totul. Așa că cred că în astfel de momente simt fericirea. Asta înseamnă fericirea pentru mine. Sub nicio formă o. Pajiște netedă, lungă, unde totul este roz, plin de floricele, o senzație continuă vânată de, de, de oameni și mai degrabă mici scântei care apar pe parcurs. Nu găsești o explicație um, exactă. Am simțit același lucru, să știi. Um, adică pot să le număr pe, pe, pe deget acele mm -hmm. sentimente în care exact Eram într-o armonie internă exact, și în același exact. timp conectat la tot ce era în jur exact. și e, e, am rămas ca un prost pe loc și mă bucuram și încercam să nu mă gândesc și pur și simplu să savurez uh, momentul. L-am avut invitat pe scriitorul Vasile Ernu la Podcastul trecut, l-am întrebat de la fel ce înseamnă fericirea. Mi-a spus că fericirea, apropo de ce vorbim noi acum cu relația cu, cu oamenii, vine din, din relațiile cu oamenii, hmm. cu prietenii, chiar acum în pandemie. Se găsesc, totuși, momente în care să ne conectăm cu cei dragi, cu atât mai mult dacă suntem și vaccinați acum, vom ajunge din ce în ce mai repede la normalitate. Sper eu nu la o normalitate de nu dinainte, la normalitate, da. ci la una da, în care da. suntem mai bine informați, de deci ce nu mai buni, mai empatici și poate că, așa cum frumos descriai, această pandemie poate să vină ca un wake-up call, ca o palmă. Poate pentru unii a fost o palmă cam grea. Dar cred că a venit cu un rost, cu o lecție, mm. să ne mai ne puțin, să ne mai zguduie. Poate că ne-am dezumanizat, așa cum foarte bine ai, uh, ai spus tu. Da, fericirea venit, venită din relațiile cu alte persoane, din bucuria aceasta, pur și simplu... Poate chiar din bârfă de a vorbi lucruri care nu, nu fac niciun sens neapărat, dar te debarasezi și ai uh, conexiunea genuină cu celelalte persoane de lângă tine. Gașpar, ce faci pentru a-ți menține starea de sănătate? Care e relația ta cu sănătatea în general? Sigur, și cu relația uh -huh. și cu uh -huh. sănătatea psihică pentru că ești pe, pe zona aceasta, dar cum ai grijă și de minte și de corp, sunt are curios. Uh, nu sunt neapărat un exemplu bun din acest punct de vedere. Uh, am, uh, am o mai mare atenție îndreptată asupra minții și asupra emoțiilor uh, și nu sunt atât de generos cu corpul meu pe cât uh, uh, ar, uh, ar fi nevoie. Uh, un lucru cu care mă mândresc este acela că am vizite constante la stomatolog și asta e, e un lucru foarte important pentru că aceia dintre noi care am crescut în familii disfuncționale suntem tentați să ne neglijăm sănătatea dentară. E, e un element pe care l-am văzut în timp ca fiind prezent în viața multor oameni. Dacă abilitățile astea nu sunt cultivate, nu sunt încurajate din mica copilărie, după aceea e greu să, să ți le cultivi singuri și ai tendința de a lăsa pe ultimul loc partea asta a sănătății. Deci sunt mândru și îmi iubesc medicul stomatolog pe care l-am urmat în multe clinici și avem o relație deja serioasă. De asemenea, încerc să fiu atent la ce mănânc să nu exagerez, să îi dau corpului ceea ce are nevoie și ceea ce citesc și aud că e benefic și sănătos. Nu merg nici într-o extremă neapărat. De câțiva ani buni am întrerupt orice relație cu băuturile carbogazoase, cafea, consum doar apă, sucuri și foarte mult ceai. De când am divorțat de cafea, m-am căsătorit cu ceaiul și avem o relație bună, și îndreznia spune. Consum foarte, foarte rar și foarte puțin alcool. Nu-mi place și cu siguranță background-ul familial îi spune un cuvânt aici, data, având, așa cum am spus, această problemă cu alcoolul. Uh, fac mult mai puțin sport decât ar trebui și ăsta e marele minus. Și prin natura meseriei stând în uh, fotoliu terapeutic uh, foarte multă vreme, uh, e, e o zonă de confort din care mi e greu să, să ies cabinetul meu e la etajul 6 și în fiecare dimineață mă motivez să urc și să cobor pe scări. Cu coborâtul stau foarte, foarte bine, cu urcatul uneori e, e greu, dar nu, nu, mă, nu mă las bătut. Am de asemenea o relație bună cu medicul de familie, pe care o iubesc de asemenea. E, e Îți facem fiecare de, an control, analize de rutină? Nu în fiecare an. Știu că așa ar, așa ar fi bine, însă constant medicul meu de familie mi amintește graș parvesc că e nevoie să și în momentul în care am, am auzit asta sunt extrem de conștiincios. Anul ăsta, de exemplu, mi-am făcut uh, analizele. Uh, deci cam asta, asta, e raportarea mea față de sănătate. Cred în acest trio minte sănătoasă, corp sănătos, spirit sănătos și așa mai departe. Uneori investesc mai multă energie într-o parte a trioului, alteori în alta. Sper că la un moment dat să ajung în acel punct în care să mă laud că da, fac sport în fiecare zi și sunt fit și da, mai e, mai e până acolo. Cum ești cu meditația? Meditez. E... Fiecare zi reușești? Aproape în fiecare zi, nu cred. Ce că înseamnă e... un exercițiu pentru tine? Pentru că ai aici o optică. Uite, în, la final de 2019 am fost în Butan, abia așteptam să ajung acolo cu călugării și cu tot spiritul acesta budist și am fost surprins să, să, să constat la un mic training de, de meditație eu mă gândeam că meditația înseamnă bine, te concentrezi pe actul respirației, să stai într-o anumită poziție, să fii cât mai liniștit și să încerci să nu te gândești la absolut nimic. Uh -huh. Iar această, acest călugăr mi a spus, în primul rând, nu se meditează cu ochii închiși, uh -huh. să ai cu ochii deschiși, în al doilea rând, te concentrezi pe, pe ceva, pentru că meditația adevărată este un antrenament al minții, nu o stare de relaxare. Uh -huh. Relaxarea vine inerent și atunci m-am scuturat. Fac și eu asta uh, acum de când vremea s-a mai îndreptat uh, pe un balcon, încerc aha, în fiecare aha. zi și simt că are aproape aceeași valoare ca un power nap când prind o jumătate de oră de somn la amiază și mă simt uh, plin, de, plin de energie. Ce înseamnă pentru tine meditația? Ai scris și o carte de mindfulness uh, urban, mm -hmm. care a prins foarte bine pentru mine la, la vremea ei, pentru că trăim în haosul acesta citadin și nu mai găsim măcar 10-15 minute în care să ne concentrăm pe noi exact, și să ne rupem cumva de la tot acest trebuie, de la alergat. Lucrurile sunt sunt pe, pe fugă, societatea are o mulțime de așteptări de la noi, familia și noi avem o mulțime de așteptări de la noi, sarcini peste sarcini, și cred că ne-ar prinde bine să învățăm măcar un sfert de ceas în fiecare zi să, să ne concentrăm pe liniște și pe noi, pe, pe persoana noastră. Cum faci meditația? Uh, sunt uh, diferite forme de meditație pe care le practic. E meditația asta formală, așa cum ai descris-o și tu, în care, într-adevăr, e o postura corpului anume, e o intenție a meditației respective. Eu prefer să-mi închid ochii pentru că mi-e mai confortabil, mă distrag prea ușor factorii din mediu și încă nu am ajuns în acel punct al înțelepciunii în care să pot să fac asta cu, cu ochii deschiși. Dar sunt foarte multe momente în care meditația e una informală în care am doar 2-3 minute la dispoziție pentru a practica respirația conștientă, pentru a fi atent la ce-mi comunică corpul, pentru a fi atent la ce mesaj aduce o anumită emoție, o anumită stare. Încerc să integrez meditația asta informală în majoritatea activităților mele. Când mănânc, când beau un ceai, când fac sex, când comunic cu cineva, când sunt în mișcare, când sunt la volan, Mie mi se pare că meditația presupune să fii ancorat în realitatea în care trăiești, să fii nu doar fizic acolo, ci și cu mintea, cu atenția, cu energia și aici mintea mea are nevoie de foarte multă practică. Un studiu tot așa făcut la Harvard arată că în 47% din timpul în care nu dormim, e vorba de starea de veghe, mintea umană nu este în momentul prezent. Noi suntem în alte părți și se risipește viața, pierdem oportunități, pierdem posibilitatea de a gestiona problemele într-o manieră înțeleaptă. Așa că cred foarte, foarte mult în această practică a stării de prezență conștientă și văd meditația ca fiind extrem de diversă și de bogată. De asemenea, cred că e meditație și ceea ce fac seara de seara atunci când îmi spun rugăciunea. Nu e genul de rugăciune clasică neapărat, însă e o formă de conversație cu divinitatea în care îi împărtășesc ce a fost bine, ce a fost greu, îmi, nu știu, descarc revolta față de divinitate pentru că ne certăm uneori, mi se pare că nu a fost suficient de generoasă și așa mai departe, însă de asemenea mi-exprim și și. Cunoștința, meditație, și în momentul în care dimineața, când mă trezesc, fac câteva exerciții de respirație abdominală și mă întreb cum mă simt. Dacă simt o anumită anxietate, o anumită presiune, mă întreb că oare de unde vine, ce voi face în ziua respectivă, ce am adus cu mine din ziua anterioară. Adică, acestea sunt formele de, de meditație și, din punctul ăsta de vedere, nu trece nicio zi fără să, fără să meditez. Trăim într-o țară și suntem amândoi. Autori, în care piața de carte este cea mai slabă din, din Europa, ce mesaj am găsit Gaspar ca să impulsionăm cumva oamenii să citească? Ce a însemnat cititul pentru tine? Ce, ce înseamnă în prezent cartea pentru tine și care a fost cea mai recentă uh, carte pe care ai citit-o? Mm -hmm. Lectura pentru mine sau cititul pentru mine e o formă de meditație. E, e o modalitate de a mă întâlni cu părți din mine, de a mă întâlni cu părți din viața asta, uh, absolut unică ca, ca modalitate. Eu personal, așa cum spuneam acum câteva minute, am avut o relație foarte complicată cu lectura în copilărie. Ai mei citeau, am făcut parte dintr-o familie în care părinții citeau, însă eram foarte, foarte frustrat pentru că nu se jucau cu mine. Și îmi spuneau merge și citește, însă nevoile mele erau altele. Nu cred că lectura face parte din categoria nevoilor de bază. Oamenii pot supraviețui și fără, fără lectură. Însă, apropo de diferența dintre a supraviețui și a reveni la viață, lectura este foarte importantă ca să revenim la viață după o experiență dificilă. Eu personal, de asemenea, cred foarte, foarte mult în faptul că sunt rezultatul relațiilor pe care, pe care le-am trăit, pe care le-am construit, dar și rezultatul cărților pe care le-am citit. Cumva legătura dintre mine și lectură s-a schimbat semnificativ în liceu, atunci când m-am îndrăgostit de profesora de limba română și care a văzut în mine potențial și, în ciuda faptului că sunt ungur, a zis că asta nu, nu mă limitează din a, a, a dezvolta o relație sănătoasă cu limba română. Și după aceea, în facultate, apropo de faptul că nu m-am integrat foarte bine în. A, Contextul educațional în care, în care eram, cărțile astea pe care am început să le citesc m-au ajutat să văd că lumea e mai, mai e un mediu mai amplu și mai uh, larg decât uh, credeau profesorii mei, decât credeau colegii mei, decât credeam eu, decât credeau părinții mei și așa cum nu, e, nu există zi în care să nu meditez, Vasil, nu există zi în care să nu citesc. Nu, nu e genul de activitate așa cum ar fi, de exemplu, sportul o presiune pentru mine. Am un pic de timp liber, ia să văd ce carte e lângă mine și încerc să să răsfoiesc sau sunt cărți pe care îmi place să le recitesc. Alchimistul de Paulo Coelho e o carte pe care o recitesc în fiecare an. Apropo de întrebarea ta, cea mai recentă carte este Alegerea de Edite Weiger, despre care spuneam. De asemenea, sunt genul de persoană care își înșală cărțile. Cu alte cuvinte, citesc mai multe cărți odată. Nu, nu pot să rămân doar la o singură carte. E, e ca și atunci când mai pune să mănânc un singur fel de mâncare într-o zi. Nu, pentru mine nu e suficient. E nevoie să să fie mai multe cărți în care investesc timp și energie și, și atenție. Și uh, cred că oamenii care citesc Vasi sunt oamenii mai fericiți apropo de întrebarea ta de dinainte. Cred că cei oameni care au uh, disponibilitate pentru lectură uh, pot descoperi anumite părți ale vieții pe care nu le descoperă cei care nu citesc. Apropo de, de asta, am citit în urmă cu niște ani buni un material pe The New York Times, cred, uh -huh. în care concluzia unui studiu era că persoanele care citesc în fiecare zi sunt persoane mai bune. Cât de mult contează da. educația, investiția aici, nu reușesc să mă gândesc la o strategie, poate avem nevoie și de sprijin oficial, niște programe coerente prin care să, să creștem consumul de, de carte, să arătăm influența cărților, ce înseamnă să călătorești în atât de multe locuri cu mintea, practic stând pe loc, o formă de, de relaxare excelentă pentru, pentru mine. Mi-ar plăcea ca pe, pe viitor să ne uităm la alte procente, din păcate 93,5% din români nu citesc nici măcar o carte pe an hmm. aici. Aici suntem. Și cred că este un indicator solid pentru societatea noastră în general. Dacă nu investim cum trebuie în educație și nu o să spun atenție în sănătate. Mi-ar plăcea mai mult în educație decât în sănătate pentru că educația înseamnă să învățăm să prevenim niște lucruri, să învățăm să ne deschidem atunci când e vorba de probleme psihice pe care le avem cu toții. Și cred că... Și această pandemie ne-a pus în fața unui lucru neprevăzut, spre exemplu să stăm și să fim impresionați de, de această poziție în care suntem noi cu noi. Hmm. N-am mai făcut asta sau poate am făcut-o la un moment dat și am pierdut și pe undeva eu ce fac acum? Sunt în lockdown, sunt în carantină, ce fac 14 zile? Cum va arăta viața mea de, de aici înainte? Mi-ar plăcea și sper, sunt o fire optimistă chiar dacă de multe ori prin mesaje transmit inversul și eu fiind la fel introvert și, și foarte anxios de, de, de multe ori, mi-ar plăcea ca lucrurile să se schimbe. Și atunci când văd persoane care promovează, cum faci tu pe pagina de psihologie, cărți frumoase în care avem cu toții ceva de, de învățat, și mi-ar plăcea să le, să le cumpere oamenii cât timp autorul este în viață. Să faceți asta că e o, un, o minimă recunoștință să-l apreciați un, un autor care investește atât de mult într-o carte și aici poți să ne povestești, spre exemplu, cu cea mai nouă carte cu suflete de sticlă, ce a însemnat exercițiul acesta pentru tine uh, și care ajunge la un moment dat să nu fie citit. Mi se pare că este atât de trist. Ai trecut prin cărțile în care recunoști că ai fost destul de tehnic, însă încercând să depășești jargonul și să treci pe undeva în, în explicații simple pe înțelesul oamenilor de rând, într-o narațiune care păstrează fire din practica ta, scrii Suflete de Sticlă. Ce a însemnat acest tumult pentru tine, experiența? celei mai recente cărți? O aventură. Cred că a scrie o carte și a-i da drumul unei cărți e, e o mare, mare aventură. Mai în glumă, mai în serios, uneori cu uh, prietenii și clienții mei din cabinet, când mai apare câte o carte pe care o scriu, ne raportăm ca față de un copil. am mai făcut gașpar un copil, acum va trebui să-i dea drumul, să aibă încredere în el, să-l susțină și așa mai departe. Suflete de sticlă pentru că a apărut anul trecut în plină pandemie a fost o alegere complicată. Nu știam cum vor primi cititorii cartea. A fost pentru prima dată când am virat în direcția asta unei ficțiuni cu o serie de explicații științifice. Cărțile mele anterioare, cam toate erau ca, pe, pe aceeași structură, un limbaj accesibil publicului larg, dar destul de tehnice. Și aici e o poveste de iubire între Silvia și Baltazar, doi oameni cu un istoric personal complicat, cu o teamă foarte mare de iubire, care se întâlnesc, care sunt atrași unul de celălalt, dar care întâmpină foarte multe dificultăți în în a se descoperi unul pe celălalt. Din fericire, apropo de universul care are grijă de dorințele noastre, cartea a fost primită foarte, foarte bine. Sunt extrem de recunoscător pentru toate feedback-urile și mesajele și mail-urile pe care le primesc în mod constant. Una dintre. sau printre cele mai frumoase experiențe pentru mine, Vasica autorie și aceea în care merg pe stradă și mă opresc cu oamenii și îmi spun, cred că tu ești tipul ăla, nu știu exact cum se pronunță numele tău, poate Gașpar și mai e ceva acolo și ai citit, ai scris, am citit din ce ai scris Copilul Invizibil sau Revoluția Iubirii sau nu știu celelalte cărți și chiar mi-aduc aminte anul trecut la un moment dat după starea de urgență eram pe calea Victoriei și trecea un cuplu pe lângă mine eram împreună cu o colegă cu Bianca Sârbu pe care o cunoști și tu și apropo Bianca te salută și eu pe ea uh, și am văzut din partea pe măsură ce ne, ne apropiam de cuplu că tipul se uită foarte serios spre mine am zis că probabil că mă confundă cu cineva, am trecut de ei am simțit așa o energie puternică după care am văzut că alergă spre noi și recunosc că m-am speriat, n-am știut ce se întâmplă și alerga spre noi și mi-a spus tu ești, tu ești, Gașpar, scuză mă că te, că te oprești, am zis da. Tocmai aveau la ei Copilul invizibil și Revoluția Iubirii. A fost o coincidență atât de interesantă și m-au rugat, sau el m-a rugat că partenera lui a venit abia mai apoi să le dau un autograf. Deci sunt momente unice apropo de momentele de fericire, apropo de experiențele pe care ți le oferă cartea. E, e genul ăla de relaționare și de conectare care cred că altfel nu e posibilă. Probabil că foarte mulți dintre oamenii care te citesc simt că au o relație cu tine doar datorită faptului că te-au descoperit, te-au cunoscut prin intermediul a ceea ce ai scris și deja ai ajutat asta foarte, foarte mult. Și în momentul în care Facem ceva pentru binele nostru, pentru binele celor din jur, contribuim cumva la, la sănătatea, la educația, la dezvoltarea unei unei țări, la dezvoltarea nu știu, unei generații. Și nu poți face asta fără efort nu te poți așeza să scrii o carte fără să ai, nu știu cum ești tu când scrii, dar eu am foarte multe îndoieli. Am impresia că nu o să mai iasă niciodată un text suficient de bun, că tot ce a fost important și valoros am scris deja sau că noua carte ar trebui să fie mai bună decât cealaltă, ceea ce mi se pare o prostie, n-ar trebui să compar cărțile și textele între ele. Sunt, sunt multe, multe riscuri și multe provocări, multe momente de eșec, multe momente de, de succes până să iasă copilul invizibil prima mea carte. Am avut foarte multe tentative de a scrie care au eșuat, uh, pentru că am simțit că nu e textul suficient de bun, că nu e mesajul suficient de bun, că nu sunt pregătit pentru ceea ce urmează. În momentul în care scrii ceva, îți asumi niște riscuri, îți asumi o vulnerabilitate pe care nu mai ai cum să o controlezi. Uh, și întrebarea e, ești pregătit pentru asta sau nu ești pregătit? Mie mi-a luat mult timp până să, să fiu pregătit. Te-ai detașat cumva de suflete de, de sticlă? Sau ai zis nu încă saburez momentele, mă implic în promovare în continuare? Ai deja o idee pentru o, o carte nouă? Um... Povestea cu suflete de sticlă e complicată pentru că multă lume îmi spune că așteaptă o continuare. Apropo de finalul cărții pe care oamenii îl interpretează în diferite feluri, lumea își dorește povești de dragoste care se încheie ca filmele de la Hollywood, eu îmi doresc povești cât mai apropiate de realitate cu care oamenii să se identifice și să nu aibă impresia că ceva nu e în regulă cu, cu viața lor sau cu iubirea lor sau cu modul în care ei relaționează, așa că s-ar putea ca la un moment dat să fie o continuare continuarea cărții suflete de sticlă. Apropo de promovare o altă, un alt dar, un alt cadou din partea vieții Vasii, acela că în mod constant să-i vezi posibilități de a promova toate cărțile. Tu, de exemplu, acum ai aici Copilul Invizibil, o carte care anul ăsta face 5 ani și împreună cu cei de la Curtea Veche lucrăm acum la o nouă ediție complet revizuită, îmbunătățită, actualizată și așa mai departe. Deci ăsta e proiectul la care lucrez acum și recunosc că mi-aș dori foarte, foarte mult pentru băiețelul Gașpar, care nu ai iubit lectura să scriu la un moment dat o carte de povești pentru copii. E o senzație și eu mi-am dorit foarte mult să fac asta. E o senzație specială și un alt format exact, pentru că exact. uh, și se, se spune că atunci când scriu o carte pentru copii, de fapt o scrii pentru părinte. Pentru că ai un copil de 3-4 ani care evident nu știe să citească și o va citi mamii, tatii da, da. și în primul rând să te adreseze acolo și apoi către către copil, e o experiență nouă și pe undeva mie mi-a dat dependență. Încerc să... eu, scriu, să eu scriu compulsiv, uh -huh. uh, scriu foarte repede, am dat deja povestea pentru o carte nouă uh, felicit, de copii care are la bază iubirea, ceea Aha. ce vorbeam noi aici, și am scris-o, cred, în vreo două ore cu totul. Oh. Oh. Am recitit-o și lucrez cu cineva care face ilustrațiile și e foarte uh, talentată cu Daniela uh, Rusen. Ne apucăm de, de treabă și îmi doresc să ating cumva toate categoriile acestea care sunt extrem de dornice să primească educație pentru sănătate, slavă cerului, visez să se întâmple mai mult decât atât și încă o dată să ne concentrăm pe, mai mult pe prevenție decât pe a trata. Poate sună distructiv pentru mine ca medic, mă autosabotez, însă nu conștientizăm cât de important este să ne ocupăm de niște principii de viață sănătoasă și să ajungem cât mai târziu cu putință să dezvoltăm anumite afecțiuni, pentru că e trist să vedem că suntem pe primul loc, boli cardiovasculare, diabet, cancer de coluterin ceea ce este super trist să vezi asta la femei, firește, și să știi că poate fi evitat în 95-96% din cazuri printr-un vaccin făcut la un moment dat și cu atât mai mult avem nevoie de educație pentru sănătate, de educație pe zona de, de, de relații atât de importantă, acest psihic, pentru că nu cred că am identificat vreodată, în ceea ce am făcut eu până acum, un pacient care să nu aibă carențe la acest nivel, care să nu spună, domnul doctor, nu mă lăsați singură în salon, pentru că sunt singură și acasă. Mutați-mă în alt salon unde să mai stau și eu cu cineva să mai vorbesc și persoana respectivă atunci când este mutată înflorește, se schimbă cu totul, ce înseamnă comunicarea și prietenile acestea care par foarte facile la copii și la vârznici. E surprinzător. Noi parcă ne-am îndepărtat cumva de la capacitatea de a dezvolta. Suntem mai precauți. Ei sunt foarte deschiși, copiii și, și vârstnicii. Pentru că ne naștem cu această nevoie de a construi relații, deci copiii sunt mult mai conectați la energia vieții și cred că până la vârsta treia redescoperim sensul, redescoperim valoarea. E un ciclu. Exact. E un cerc. Gașpar, ca o ultimă întrebare, să zicem că vine cineva la tine și spune cum spuneai tu, mergeai pe calea victoriei și ai fost recunoscut. Vine un tânăr care are toată viața în față, te-a citit pe pagina de psihologie, ți-a citit cărțile, te urmărește pe Facebook, pe Instagram, îți urmărește toate evenimentele, podcasturile, interviurile și spune, wow, am învățat atât de multe lucruri de la omul acesta. Dar parcă am nevoie de un sfat motivațional acum. Cel mai tare sfat motivațional pe care ai putea să-l dai tu unei persoane, unui tânăr, spre exemplu. Singurul care îmi vine în minte constant și pe care l-am mai uh, amintit în dialogul nostru e că de calitatea relațiilor noastre depinde de la modul cel mai serios calitatea și durata vieții noastre. E, cred, mesajul cel mai înțelept pe care îl pot transmite cuiva. Așadar, să investim aici, să nu subestimăm niciodată cât de important e să dezvoltăm relații frumoase cu alte persoane. Uh, viața nu vine cu instrucțiuni de, de folosire, dar ne putem culege informațiile de la experți, putem să citim atât de important un act care pare simplu, dar nu e deloc așa și suntem într-un continuu flux de schimb de informații și într-o continuă învățare și cu atât mai frumos ar fi să ne alegem modele minunate de viață de la care putem să primim atât de multe povești cu care să rezonăm și să ne îmbogățim, să culegem lucruri de valoare. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul tău acordat. Dacă pleci la jumătatea de familie care sărbătorește uh, Paștele, zilele următoare, sărbător cu liniște, cu multă lumină, avem nevoie de lumină, chiar dacă păstrăm în noi Absolut. și componenta aceea de întuneric care rămâne acolo și are valoarea ei, importantă. Îți mulțumesc încă o dată și cu mare curiozitate uh, voi continua să, să te urmăresc să citesc poate continuarea Suflete de sticlă, ediția nouă de la Copilul Invizibil și mi-ar plăcea încă o dată ca oamenii să consume uh, carte, literatură, să-și aleagă oameni de valoare de la care au ceva de învățat pentru că ne uităm ce modele false se construiesc și cum sunt promovate anumite personaje care nu transmit absolut nimic, dar apar peste tot urcate, din păcate. Dar slavă cerului să nu generalizăm, pentru că lucrurile nu sunt doar într-o nuanță și avem de unde să învățăm și avem modele pe care să le, să le urmărim. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! A fost o plăcere!